Băie și fete, bine ați venit la Poppy Playtime, filmul full. Ați auzit foarte bine, fraților, în acest episod veți vedea toate cele 11 episoade din filmul Poppy Playtime traduse în limba română și cu reacția mea la ele. Nu uitați, boys, că în momentul în care va apărea episodul 12 o să facem o reacție, așa că vă urez vizionare plăcută, să vă luați popcorn-ul pentru că o să fie ceva foarte, foarte interesant. Fraților, să-i dăm drumul la Huggy Wuggy Origin Story. Let's go! Chiar sunt curios, boys, să văd care-i treaba cu băiatul asta, din câte am înțeles, lucra la ceva fabrică de jucării și încercau să facă o jucărie care, bă, să prindă viață, să fie efectiv un monstru, o jucărie care merge, care vorbește, care toate chestiile astea, și proiectul a luat-o razna și el a devenit Huggy Wuggy. Uitați-vă, se vede care-i treaba. Mamă, uite-l pe el, ok. Ce s-a întâmplat, e speriată? Bun, boys, deci a venit la cineva și i-a zis și că e speriată de mine, ți se pare că sunt scârbos sau ceva de genul, să știi că nu am fost așa dintotdeauna. Uite, ajută-mă asta! Și că ajutați-mă, mamă! Ești un monstru! Și că nu trebuie așa de mulți oameni aici, și hai să zic toată istoria mea! Boys, deci o să le zic că toată istoria lui Huggy Wuggy, povestea de Huggy Wuggy, hai să vedem! De la Game Tunes. Like, subscribe, aveți de descriere. Râde. Bro! Și acum o să ne zică toată povestea lui Huggy Wuggy. Deci v-am zis, fraților, lucra la ceva fabrică de jucării. O să vedeți care-i treaba. Ok, era o noapte furtunoasă. Uite, asta era el, boys, așa arăta el înainte. Ok, boys, era la ceva fabrică numită Playtime și era coproducător, adică nu era el șeful acolo, mai aveam cu un șef. Bun, și încerca să facă bani, asta încerca să facă. Asta e șeful lui, boys. Uitați-vă, ce că asta trebuie să meargă. Hopa, și uitați-vă la costumul ăsta de Huggy Wuggy pe masă, ce poate să însemne? That snuck was in the toilet. And the boys upstairs were willing to try anything to make our products more appealing. Bun, deci știi că șefii noștri și toată lumea încercau orice să facă produsele de la Playtime, de la, nu știu, Colby Playtime sau ceva de genul, nu știu cum se numea. Încercau să facă produse, să facă bange, să facă jucării cât mai reale, cât mai, bă, de n-ai mai văzut niciunde. Să arate așa că au viață. Ok. Eu o dat drumul. Hopa! Boys! Ok. Bă, s-a trezit jucăria. Ce că merge, e în viață. Bun, boys, și acum zicea că, ci că împreună cu șeful lui, ăsta e șeful lui, au lucrat la o nouă jucărie, un monstru de ăsta albastru, cum l-a zis acolo pe Huggy Wuggy, însă niciodată nu au reușit să-l facă perfect, pentru că întotdeauna apăreau defecțiuni, era ceva, nu erau specificațiile clare. Uitați-vă la el, bro, mamă! Hopa! Așteaptă, ceva e greșit. Bă! Ce că ești orb? Închide-l! Bun, deci șeful zice să închide jucăria rapid. Bă, închide jucăria, o luată rasă jucăria. Mamă, dar nu mergea. Ajută-mă! Ajută-mă că nu mi-a ascultă comenzile. Și aici a crezut că e sfârșitul șefului. În ultima secundă. Gata, s-a închis. A explodat. A explodat jucăria. Mamă, și avea aici. And now our whole assembly line was kaput. The boss seemed to think we could bounce back. It's okay. E ok, spune bossul. Este ok. We have one more prototype vessel. One more shot. Ok, oameni, deci după cum ați văzut, când a explodat ăla, i-a intrat lui ceva în mână, deci nu cred că o să mai poată să lucreze sau ceva de genul. Însă șeful lui a zis că este complet ok și că mai avem încă o monstră, încă un prototip și mai avem încă o șansă să aducem această jucărie la viață și să ne umplem de bani. Dacă mai încercăm încă o dată și nu explodează, doar gândiți-vă la bani. Deci ăștia voia să facă bani cu jucăriile astea, gen care, bă, erau monștri teoretic. Hai să vedem, mamă, sunt curios rău de tot. Cum a ajuns băiatul ăla să fie Huggy Wuggy? Dar puteam să văd în ochii lui că suntem terminați pe bune. Uitați-vă! Și că nu mai putea să lucreze, că a văzut ce i-a intrat în mână. Which meant cutting me.
Ok, boys. Și nu mai mergea la muncă. I-au zis băieții, gen, nu-l mai plăteau. Adică nu se mai ducea la muncă, pentru că, bă, ei încercau să facă jucării de-astea ca să facă foarte mulți bani, pentru că cel mai probabil firma aia era în paragină. Deci aia erau morți de foame și voiau să facă ceva jucării de-astea, să revoluționeze totul. But then, in my darkest hour, I got a visit from the one person who can make me feel worse. Ok, și zic că stătea aici pe canapea și a primit o vizită de la singura persoană care îl poate face să se simtă rău. Opa, șeful! A crezut că a venit să vină să țipe la mine? Și că Mr. Watson, așa-l chema. Avem nevoie... The situation has changed. Ok, i-a zis și că Mr. Watson, avem nevoie de dumneavoastră înapoi, schimbați-vă și haideți rapid. El a zis că, bă, credeam că sunt gata pentru totdeauna și a zis că s-a schimbat situația, ci că, bă, stai cam papagal, boys, cred că se întâmplă ceva, e ceva la mijloc. Close to a breakthrough, but we can't complete this new toy without you. Și că suntem așa de aproape să reușim, însă nu putem completa această, nu putem termina această jucărie fără tine. Now, I liked the sound of that. Hoppa, boys, okay. I've been a playtime co-grunt almost all my life. The Igor to the Chief's Dr. Frankenstein. Bun, și băiatul ăsta era foarte bun, vă dați seama că era super, super fericit, că mama mi-a luat jobul înapoi, o să fac și eu foarte mulți bani, vă dați seama. This was my chance to step into the limelight. Deci asta era șansa lui să intre în lumina reflectoarelor. Good enough. We'll even name the toy after you. Și că o să numim jucăria după tine. Huggy Wuggy sound. Cum îi sună Huggy Wuggy? Pe el cum îl chema? Voxen sau ceva genul? Really? Really? Wow! O să numească jucăria Huggy Wuggy. I'd be honored. Aș fi onorat. So you're in. Deci a dat-o pe numele lui. I was way in. But here's a word of advice for all you kids out there. Before you sign your life away, always read the fine print. Ok, boys, și l-am întrebat și că deci ești băgat în toată combinația. L-a zis, da, sunt băgat în toată combinația. Și aici un sfat de viață pe care l-a zis și băiatul ăsta și pe care îl vi spun și eu, că înainte să faceți decizii de-astea super drastice, să citiți tot ce vi se dă, tot contractul și toate alea. Hai să vedem ce se întâmplă. Ok, boys, l-au pus așa, uitați-vă, gen... Bun. Nu mi-au zis unde mergem. Da, aveam o foarte mare idee. Bro. Experimentul 1006. SCP-0. Deci SCP-1006 e Huggy Wuggy? They said they put me under, but I can feel everything they did. I remember one sharp pain, a sudden feeling of weightlessness. And then? Deci asta creierul. Bun, boys, deci fiți atenți. El ăsta i-a zis că o să-l pună în costum pe el. Însă, chiar dacă era sub anestezic, a simțit absolut totul. Odată a simțit că îl doare ceva, odată că are, gen, cântărește mai puțin și după n-am mai simțit nimica. Deci, bă, ăia l-au luat pe el și l-au pus în jucărie. What? L-au făcut un monstru pe bune. Uitați-vă. Ce mi s-a întâmplat? Și m-am uitat. Și-a dat seama că era noua jucărie. Și că vestea bună, a mers planul să inventăm o jucărie care trăiește. Eu eram jucăria, asta era ăla. Mamă, bă, ce ne-ai simțit, boys? Șeful lui ce ne-a simțit, bă, l-a pus pe el în jucărie. A încercat și că și vestea proastă era na, că el era jucăria. Și a încercat de foarte multe ori să scape, însă de fiecare dată îl electrocutau și îi ziceau să stea jos. Bă, uitați-vă, bă, ce-i făceau, bă, zici, puneau imagini cu violență. Voi ați văzut acolo, gen că îi arătau imagini cu violență, cu păpuși de-astea cu sânge. Și uitați-vă cum îl țineau, bro, îl țineau legat și cu ochii deschiși ca să se uite la alea. Mamă, cât de creepy mi se pare chestia asta. I could feel part of me slipping. Anger replacing sadness. Mamă, bă, era nervos rău de tot. Mamă, bro. I walls for hours, sharpening my claws until they bled. I didn't eat.
I didn't sleep. Și că efectiv tot... All I could think about was my boss. Mamă, deci tot ce făcea era să zgârie pereții până când îi dădea sângele, nu mânca, nu dormea și la tot ce se gândea era la fraierul ăsta, boys, la șeful lui. And what I'd do to him if I got the chance. Și ce i-aș fi făcut dacă aș fi avut șansa la el, ar fi omor, vă dați seama, îl mănâncă. De... Hei, hopa, hopa, cine e aia? Cine ești tu? Hopa, boys! Ce, că nu mă recunoști? Sunt fața acestei companii. Sunt... Bă, ia stai, cine e asta, boys? Happy Playtime, așa o cheamă pe asta. Știu, știu ce s-a întâmplat. Vreau să te ajut să pleci de aici. Poți să plec de aici? Da. Să evadezi din locul ăsta. Lasă-mă afară. Așteaptă. I'll wait for a changing of the guard, then I'll bust you out. Bun, boys, deci a venit șucăria asta, care zice că era și la ei la companie, o chema Happy Playtime și a zis că poate să ducă afară, o să aștepte până se schimbă gardianul, până se face schimbul de ore între gărzi, că știi că ți-e stau 8 ore, 8 ore, 8 ore, și după o să încerce să-l scoată afară. I gotta go. Trebuie să plec. Wait for me. Asta mă aștepți. So I did wait. A așteptat. So long, in fact, I began to doubt myself. Bun, deci a așteptat așa de mult, așa de greu trecea timpul, cât credea că n-o să mai vină și se înșela. Really seen Poppy in the air vent? Or was she a figment of my tortured bă, brain? Și se gândea că, bă, poate a fost doar o iluzie că a văzut-o pe aia pe Poppy. A așteptat? Până când? A venit! Bro! Now, let's get this thing off you. Și că hai să scoatem chestia asta de pe tine, ok. I-o scos aia de la gură, ok, uitați-vă. Mamă, ce micuță e asta, băi? Și că trebuie să... Mamă, uitați-vă la ele, și că asta o să fac o mare prostie. Vor să-l scoată acum pe sărăcuțul de aici, dar bă, teoretic așa... Hagiwagi nu e o persoană rea, adică bă, l-au făcut în laborator să omoare toate chestiile alea. Hai să vedem, a zis că nu sunt așa de mulți gardieni, dar tot trebuie să facă liniște. Au văzut camera. Fugi! Fugi, 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 mamă! Cică SCP-1006 a ieșit. SCP-1006. Du-te, ok. Hai, ieși, frățior. Mamă! Mamă, șefului, boys! Deci sper să-i arate lui șefului cine-i șeful, pe bune, hai! Șmechere! Stai acolo. Mama, a rămas aici acolo cu electro. Nu mă face să folosesc asta. Mamă, fă ceva, frate meu, fă ceva. E electrocutat. Fă ceva. Mamă, i-a mâncat mâna. Bro. Așa meriți, băi, șmechere, știi ce zic. Mamă, uitați-vă la el. Mamă, e, bă, vrea doar să-l omoare, ta vrea. Uitați-vă, și aduce aminte de tot. Acum aș duce aminte cum a făcut toate chestiile astea, cum ăsta și-a bătut joc de la... Ah, și pare rău? You think you've won, huh? Crezi că ai câștigat, nu? I've got news for you. Am niște vești pentru tine. You're never leaving this place. Și că niciodată nu ești din locul ăsta. A apăsat pe butonul roșu. Boys, nu lasă deloc să iasă de aici. Au, bă, deci am închis tot locul. Stai here. Stai aici. Try the conditioning again. Make you nicer, happier. Putem să te facem mai bun, să te facem mai drăguț, bă, și eu zic gen că nu poate niciodată să iasă de aici. Cred că asta o să-l omoare pe șef, o să-l mănânce. See? Smiling's not so hard. Așa, nu e așa de greu să... Și că copiii o să te iubească. L-am mâncat, eram sigur, fraților. Uite, asta stă aici, a? Ce că nu plec fără tine. Ce drăguță e asta, man? Puppy Playtime. O să aștept până pot să te salvez. Și asta e povestea lui. Ultimele cuvinte? Ești un monstru. Tot zice asta. Asta e... Pe bune, ești un monstru? Și-a mâncat-o, oamenii mei. Bă! Bă, ce videoclip super, super interesant. E bine, fraților, asta a fost istoria lui Hagiwagi. Mi s-a părut super, super șmecher și mai era chestia aia, Puppy Playtime.
Ați văzut-o pe micuța aia, bă, deci a fost foarte, foarte drăguț că a încercat să-l ajute. Dacă mai vreți voi să facem episoade de genul cu Huggy Wuggy, uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și ăsta a fost ultimul clip pe 2021. Vă urez un an nou fericit. Episoade de genul, eu zic să nu mai pierdem timpul, frate, să-i dăm drumul cu reacția. Kissy Missy said origin story, let's go. Acum cred că o să o fază de-a lui Kissy Missy. Hopa, ia uite-o. Stai acolo, mamă, deci Kissy Missy vrea să moare pe asta. Lasă-o în pace, bro. Și că nu mă răni, hai că nu te rănește. Mamă, eu zic că cică ai înțeles greșit. Nu o să te doară nimica, o să mori înainte să te doară. Ești un monstru, bă. Și că da, dar nu totdeauna. Începe fix ca istoria lui Huggy Wuggy. Eram ca tine. Eram ca tine, eram un om, mamă, ajută-o pe asta. Aolea, boys, ma! Și că nu se simte bine, mamă, omor. Ok, și că cât timp poți să mori, o să zic istoria mea. Hai să auzim, boys. Hai să vedem care e istoria, boys, al-o Kissy Missy. You'll be gone before we get to the scary part. So chicken. And relax. Ok, a zis că nu este o poveste fericită, însă o să fii moartă până ajungem la partea scary, așa că relaxează-te și hai să ne uităm. A început într-o noapte totul. Hai să vedem la o stație de poliție, hopa. La o stație de poliție fix lângă fabrica Poppy Playtime. Asta e. Melissa Kissinger. Boys, așa o chema pe ea, Melissa Kissinger. Uitați-vă la ea. I go by Missy. Mă cheamă Missy. Missy, I can see you now. Should we go to an office or? Trebuie să mergem într-un. A venit aici la poliție să facă o declarație. Hai să vedem. My boyfriend's missing. Ok, a zis că iubitul ei e dat dispărut. Hai să vedem care e treaba. Huggard Wuggson. Huggard Wuggson, adică Huggy Wuggy, boys. Deci, bă, asta a fost iubita lui Huggy Wuggy în viața reală, gen. Ok, deci Huggard Wuggson este Huggy Wuggy din viața reală, în cazul care nu v-ați uitat la prima istorie pe care am făcut-o cu Poppy Playtime. Și e dat dispărut, hai să vedem. Boys, de cât timp? De câteva zile. But Huggard and I call every day. Și că eu cu Huggard vorbeam la telefon în fiecare zi. M-am dus la casă, nu-i nimica, bă, deci ăla a fost dat dispărut pentru că a fost transformat într-o păpușă. De când timp erați împreună? De 3 luni. Și că nu ți-a lăsat un bilet că te duci că se duce în vacanță? Cine ar face chestia asta? Crezi că sunt proastă? Nu, doamna Kissinger. And I want to go home. So I'm gonna call this case closed, okay? Ok, i-a zis asta că cică nu. Cred că efectiv doar te-a lăsat, așa că eu vreau să mă duc acasă și o să pun casă închis. Deci nu vrea să o ajute să îl găsească pe iubitul ei. Crede că a părăsit-o, teoretic. What? U, ce? Call him. Does he pick up? Când îl suni, răspunde? Most of the time. Întotdeauna? Okay, so you've been dating 3 months and you don't have a key to his place. Well, you bug him on the phone. Eventually, he gets fed up and he leaves. I see it all the time. You look for him, you'll just unearth a bunch of nasty stuff. Ok, a zis și că n-ai cheie de la locul lui, deci, boys, el crede că doar o ignoră pe ea, știi? Așa crede băiatul ăsta, polițistul, ce-o fi. Și că nu mă auzi. Și că el nu face asta niciodată. Poate să fie într-un foarte mare pericol. Oricine poate să fie în pericol. Ok, și că mamă, aici a zis bine, a zis că, și că toată lumea poate să fie acum în pericol, însă treaba mea e să țin sub control pericolele care sunt reale. Bă, da, la pe bune, e în pericol. Măcar he works at Playtime Co. Playtime Co. Ok, boys, ia stați puțin. I-a zis și că măcar să vorbești cu prietenii lui. Vorbește cu șeful lui care lucrează la Playtime Co. Adică la fabrica Poppy Playtime. Uitați-vă la el ce față a făcut când a auzit. Opa. De ce e speriat? Știi ceva ce nu știu eu despre locul ăla? Like I said, you go. După cum a zis. You're gonna find a bunch of nasty stuff. What does that mean? Ce că dacă te duci o să găsești foarte multe chestii ciudate. Good night, ma'am. Noapte bună, mamă, bă, ăsta știe ceva, dar nu vrea să zică. Știe că la fabrica Poppy Playtime se întâmplă chestii super, super ciudate. No one
took me seriously. Nimeni nu m-a luat în serios. Dar știam eu că Haggard e în pericol. Ok, și s-a dus iadul pe el. Mama, ai grijă, sora mea, se duce aici. A intrat în fabrică. Mama, mama, nu-i bine. Ia uite-o, ia uite-l pe șeful ăsta. Bă, bă, nesimțitele, băi. Bă, am fost pierdută. Relaxează-te, Missy, sunt doar pierdută. Cum îmi știi numele? Cum îmi știe numele? Cred că i-a zis Haggard el. Te așteptam, bro? Cum adică o așteptai? Ok. The stranger creeped me out. Bă, until he told me the exact thing I wanted to hear. I'm looking for Haggard Wuxon. Mă uit după Haggard Wuxon? Ești prietenul lui? I could take you to him if you like. Oh, yes. Is he safe? Boys. This way. Bă, bă, ia stai puțin că nu-i ceva bine. A venit și a întrebat și că pot să-l văd, gen, știți unde este Haggard, unde e Huggy Wuggy, gen, iubitul meu? Și a zis, da, pot să te duc la el. Și asta a întrebat, e în siguranță? Și el n-a mai răspuns. Mamă, unde o duce? Boys, unde o duce? Ai grijă, sora mea. What is this place? Ce e cu locul ăsta? Research and development. Aici where se fac cercetări. Unde sunt noi jucării. And spending his nights down here. Ci că iubitul tău a stat foarte mult aici, normal, că el e una dintre noile alea jucării care se produc. Și a făcut niște... Ci că ce fel de muncă a făcut? Chiar aici e, hai să vedem. Aici? Boys? La asta e frică deja. Mamă, bă, uite-l pe Huggy, bă, uite-l pe Huggy. Nu-l recunoști? Bă. No. Nu. What happened? What did you do? Cică ce ai făcut? Cică taci, bro, și arată și pe ea. Băi, face pe amândoi jucării, bro. Those were Missy's last words. Asta a fost ultimele cuvinte ale lui Missy. Mamă, uitați-vă, boys. Uitați-vă ce-i face, bro. Mamă, face la fel ca la Huggy Wuggy. No. Closing my eyes, opening them, hoping this whole thing was some twisted dream. Și că de fiecare dată tot încerca așa să facă din ochi ca să iasă din vis, credea că e un vis ciudat, e un coșmar. Dar nu era, mamă, boys. Mamă, zvai. Uitați-vă. Trebuia să... Mai rapid, mamă, uitați-vă, boys, ce nesimțit. Bă, uitați-vă, boys, mamă, bă, cine simțit e ăla, electrocutează ca să meargă mai repede, vrea să facă măsurători, vrea să facă, pe aia, bă, mă, deci nu suport pe ăla. Am zis mai rapid. Boys. Și că tot am zis să-l văd pe Haggard, dar nu mă băga nimeni în seamă. Trebuia să complet niște teste prima dată. N-am mai mâncat. Tried to force me. If I couldn't see Haggard, I didn't want to live. Oh, ce drăguț, voi, și că nu am mai mâncat, nu mă interesau cât de mult mă torturau ei, deoarece dacă nu puteam să-l văd pe Haggard, nu mai aveam niciun motiv să trăiesc. Ce drăguț. Kissy-missy. Ok, Kissy Missy. Ai câștigat. Vrei să-l vezi pe iubitul tău? Uite-l aici. Ia, uite-l. Haggard, you look awful. Let me hug you better. Bă, ce că nu mă... Mamă, deci Haggard nu o recunoaște pe ea. Aoleu, mamă, boi, se bat. Mamă, nu o recunoaște. Se bat. Aaaa, am mușcat-o, bro, ai grijă. No, mamă, stai că s-a activat și ea. Se bat amândoi. Ok, e destul. Bă, de ce nu mai recunoaște? And Kissy Missy. Și Kissy Missy. Next time you ask to see Huggy Wuggy, I want you to remember today. Data viitoare când vrei, mam, uite, am mușcat acolo. Data viitoare când vrei să-l vezi, vreau să-ți aduci aminte de ziua asta, ziua de astăzi. Mamă, sărăcuța, boys. M-au lăsat acolo zile întregi. But without Huggard, what was the point in any of it?
I had nothing. Nu mai avea nimic, apă bune, boi, s-a enervat, bă, că i-au furat iubitul. Uitați-vă la ea. Then, one day, într-o zi, a venit un miracol. Ce s-a întâmplat? Alert. Experiment. Aici, alea, aici, pui, când ai evadat Hagiwagi, dacă vă aduceți aminte din primul episod. Boys, aici când ai evadat, de la istoria lui Hagiwagi, căutați la mine pe canal. Du-te, sora mea, du-te. Revenge-ul ei. Răzbunarea ei. Mama, așa. I-a mâncat pe toți ăștia, boys. Ăștia de la securitate, ce să facă ăștia? Ce că te-am prins. Ce cum ne v-ați prins-o, că vă mănâncă pe amândoi? Vreți un sărut? Stai acolo. Bă, normal că o să-i mănânce, bro, era logic. Și asta e povestea ei. Ce crezi? Ce că deja ești moart, mama aia deja a murit. Așa, atunci e rândul nostru, boys. Aoleu, nu vreau să te pup, ok, boys, ok. Deci a fost ceva super, super interesant. Istoria lui Kissimissi chiar a fost tare rău de tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Mario Sine, care-i treaba? După cum vedeți, vom reacționa la această animație. Ideea e că Killy Willy și că o să fie adăugat în chapter 2 din Poppy Playtime. Toată lumea știe că momentan Poppy Playtime are doar chapter 1. Și a fost găsită fișierele jocului și băieții ăștia au făcut o animație ca să vedeți și voi cât de creepy e situația. Nu uitați de like, eu zic să nu mai pierdem timpul. Să-i dăm drumul cu reacția. Let's go. Bun, uitați-vă, boys, asta este Killy Willy, gen. E ceva super creepy. Ok. Aștia sunt așa, gen, vor să se spere și la un moment dat se spere ei. Bă, bune, uitați-vă la ei. Asta a întrebat ce a fost chestia de-i spere așa de mult pe ei până la urmă. Că eu am și Kissy Missy. N-ar putea să fie ceva. Uitați-vă, boys, aia este noua creatură. Și o să aflăm cum a fost creată în episodul de astăzi. Bro. Ok, l-a aruncat pe ăla acolo. Mama, se bate, se... Mama, bă. Bă, omorât-o pe... Bă. Sunt în viață, uite-l pe ăsta. Ce-i chestia aia? Bro, am mâncat-o. No time for questions. Follow me. Mamă, fără întrebări, duceți-vă și luați-o pe asta. Ok, asta întreabă ce se întâmplă aici. Și ce-i chestia aia? Mannequin situation? Wait. No. What happened to me? The machine turned you into a toy. Now you're like us. What? Boys, asta iar o persoană care a fost transformată într-o jucărie, gen. Vreau să aflu povestea lui Killy Willy. Excuse you. Right? Pretty rude. Da, okay, foarte, foarte nașpa. How can you talk all of a sudden? I didn't need to talk to you before. Ok, boys, asta nu-i vine să crede că Hagiwagi vorbește, însă trebuie să ne zică istoria lui Killy Willy. A fost o eliminare pentru magazinul Playtime și a trebuit să fie eliminat, i-a zis. Și ce s-a întâmplat? Killy Willy a revenit. Killy Willy a revenit. Adică era și înainte acolo, boys? Ok, stai că n-am înțeles asta. Killy Willy a revenit. Și că avem foarte mari probleme. Killy Willy. Așa se numește monstrul oribil. Care-i treaba cu el? Și că e o poveste super, super horror. Hai să o auzim, boys. Let's go. Everything in this place is scary. Tot locul ăsta e scary, pe bune vă zic. El trebuie să știe. Ce să știu, spune-mi. Tu ai întrebat, bun. Și acum, boys, o să zică povestea lui Killy Willy. Țineți-vă bine. Bun. One day, Playtime Co. decided to make a new companion, Silly Billy. Ok, boys, deci știi, bănuiesc că știe toată lumea dacă v-ați uitat la primul episod în care
am explicat istoria lui Huggy Wuggy, ar trebui să știți și faptul că ăștia de la Poppy Playtime, cum au ajuns toți oamenii ăștia, ăștia sunt oameni care au fost transformați în jucării, pentru că voiam să facă bani de pe jucării și să facă jucării care au aspect de oameni reali. Ideea e că au vrut să facă o nouă jucărie care se numea Silly Billy, adică fraierul Billy. Și hai să zic ce s-a întâmplat. Așa? Da, trebuia să fie, bă, un fraier așa, gen, să facă copii să râdă. Mamă, uitați-vă, boys. Și a fost o eroare la mașinărie și a ieșit chestia asta. What? He came out wrong. Și a venit așa. Ok, și toată lumea a râs de el. Boys. Fear, rage. They tossed him into the incinerator with all the other rejects. Bun, boys. Deci au râs de el și după l-au incinerat, gen. Da, v-a zis, a dat eroare mașinăria și au aruncat jucăria. The fire charred Silly Billy's fur black. Mama, l-a făcut negru. Da, el ura foarte mult oamenii și după nu a murit. A ieșit și că omoră pe ăștia doi. Uite pe ăștia. Ați râs de Killy Willy, te-ai dus. And Killy Willy was born. Bun, și de atunci n-a mai existat niciun Silly Billy și s-a făcut Killy Willy. Ok, boys, uitați-vă, le-a tăiat capetele la ăștia. Bun, și l-au închis aici, în cea mai întunecată parte a fabricii. Și au aruncat cheia, mamă, și l-au... Deci, bă, l-au ascuns aici, gen, bă, nimeni să nu poată să-l scoată. Păi și cum a evadat, gen, dacă ăsta... All we could do was leave him on the cutting room floor. Bun, și ăsta a întrebat, păi și ăsta a fost acolo tot timpul, dar chiar, boys, ăla a ieșit în joc acum jos acolo sub podea și o zis că momentan atunci nu aveam tehnologia să-l omorăm, păi și acum puteți să-l omorăți? Avem o șansă să-l omorăm, spune Huggy Wuggy. I don't think Killy Willy's on to us yet. There's a weapon in here somewhere. We need to grab it before Killy Willy shows up. Bun, aici e o armă și trebuie să o luăm înainte să vină Killy Willy. Nu știu, fraților, ce să zic. Suntem conectați într-un fel. Ok, boys, și asta, ia stați puțin, că e ceva sus pe la mijloc. Fetița asta spune că ea crede că e conectată cumva cu Killy Willy, deoarece îi simte mișcările și a zis că acum e în camera de securitate. Something bad. Și face ceva rău, uite, sparge tot. Păi și cum a evadat, cum a evadat? Ce se întâmplă acum? Încearcă să ia control securității. Bă, dar cum a evadat? Mamă, fă ceva, stormea. Shut up! This just makes our job easier. If the power's off, the weapon caches are open. Look! Ok, boys. Ai chestia aici, că e o armă foarte, foarte puternică pe care trebuie eu să o ia ei înainte să o ia Killy Willy. Ok, e un lansator de rachete experimental, gen de așa de micuț. Și o să putem să... Bun, boys, și ci că un singur glonț din armă aia îl omoară pe Killy Willy. Păi sperăm, hai să vedem. I don't like those odds, Huggy Wuggy. Da, hai să vedem, let's go. You got a better idea? Ce, că ai o idee prea mai bună? Hai să plecăm. All the doors are open. We find the exit and we're home free. I can find a doctor to turn me human again. Asta a zis și că să plecăm toți de aici și să... what about mommy? Mommy cred că e Kissy Missy, gen. Me Kissy Missy, the pink lunatic that tried to eat me. Ok, boys, o luat-o. Asta voia să plece și a zis că poate să plece și după să fie transformați din nou în oameni. Însă ăștia zic nu, stăm aici. Dacă folosim, are grepe cu ăla, știți, din joc. Hai să vedem, boys, haide bă, hai bă, let's go. Bă, ăsta pleacă! Papa, bă, a plecat. Vine ăsta. Uită pe Killy Willy. Cred că aici se termină. Asta, Huggy Wuggy nu vrea să-i lasă să facă rău, a tras în el. Mamă, bă, Huggy Wuggy, bă! Mamă, ce i-a făcut? Bro, fă ceva! Ce, că știu cine ești! No! No!
No! Papi! Bocci questa! Ce se aude? Ah, ăsta care încearcă să evadeze. Ce că cum merge planul de evadare? Bun, ăla e blocat acolo pentru că fix în momentul în care a vrut să evadeze, a revenit securitatea aia și a rămas acolo. Bă, vrea să nu moare? Te rog să nu... Bun, cică, chiar vreau să te mănânc, ăsta am încă nevoie de ajutorul tău. Bă, trebuie să facă ceva cu Kiri Willy ăla. Cică, trebuie să ne salvăm familia. You've seen how a person can become a toy. You've lived it. No. You, Poppy, Kissy Missy, you are all people. O întreba dacă toți au fost oameni, că ce că și el a fost oameni, om. Da, mă, normal au fost. Hai, vino. Cei că ajută-mă să-l învingem sau refuză-mă și o să fim omorâți amândoi de Kiri Willy. Your choice. Haide, haide, bro. Scoate-l de aici. Hai să se bată cu Kiri Willy. Finally. Mulțumesc, hai. Shh, taci. Bro, uite-ți-vă la el. Mamă, mamă, bă, 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 ce-i cu ăsta, bă, ce-i cu vrățenia asta? Bă, bune. De ce nu ne-a atacat? Ok, bă, și ca un metabolism slab și-o mâncat-o adineauri, i-o mâncat pe aia și nu mai poate să-i mănânce și pe ei. Ok. Că e o jucărie veche. Hai să mănânc chestia asta. Trebuie să... ai nevoie numai de ăla, deci o pus ăla. Haideți, voi să vedem. Stai în spate, Huggy Wuggy. Mamă, se face cald, se face cald. Boys. Ce se întâmplă? Bă, bă, are spume la gură. Bă, să nu mănânce pe al nostru! Bă! Gata, mă, gata. Ce s-a întâmplat? Ai fost canibal pentru o secundă, putea să-l omoare, boys, dar i s-a făcut cald, ați văzut. Haide, mă, să-l salvezi pe, să-l salvezi pe fete. Hai să vedem care-i treaba, boys. Imediat ajungem acolo. Am mai fost aici înainte. Și aici nu poate să fie Kiri Willy. Bun, deci au ajuns aici și că ăsta mai fost aici. Și aici nu se află Kiri Willy. Să uită în jos. Nu spune-mi. Mamă, boy, Kiri Willy e jos acolo. Și trebuie să ne duci acolo jos. Haide. Du-ne. Nu mă crezi? Bă, ăsta nu o să-ți facă rău. Asta e singurul lucru, na, să-i salvezi familia, gen, și nu o să-i facă rău. Ha, mă, du-te, bă, du-te. Let's get one thing straight. I'm not doing this for you. I'm here to save Poppy. So if you turn on me, you're only hurting your own cause. Got it? Ok, i-a zis că nu o face pentru, îl face pentru Poppy, hai. Grab on. Hai, du-te. Let's go. Pune ăla, se duc acum în jos, boys. Mamă, 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 s-a spuzurat sărăcuțul de el. O să vină jos. Why did we stop? Și unde au ajuns? Use your night vision. Are we close to the ground? Even if I did have night vision, I can't see through this fog. Kiri Willy is down there. Și că Kiri Willy e jos, mamă, și ăștia s-au blocat în cabluri. Jump. Trebuie să sărim, sari. Well, maybe not for a 10-foot tall monster. I barely drink milk. My bones are like tissue paper. Bun, boys, ăsta a zis că cică să ai să sară jos și da, ăsta are 3 metri, Huggy Wuggy, dacă sare nu nimica, dar băiatul ăsta cică bea de bea lapte, e foarte, foarte fragil, dacă sare s-ar putea să moară. Încă n-ai încredere în mine? Nu, nu, Mr. Cannibal. Haide, bă, săriți jos, bă, și salvați. Cică, dacă stăm aici, o să-mi omoare familia, hai să mergem jos. Pentru Poppy, hai! Let's go, uite, gata! Mamă, aici e un loc de tortură. Bro.
Where would you put a monster as powerful as Killer Willy? A room with... Asta e cutting room, camera de tăiere. Plates on the walls? Just doesn't make sense. Only problem is, now that Killy Willy's control security... Bro, uitați-l pe Killy Willy care controlează toate chestiile de acolo. Ha, mă, faceți ceva, boys. No! No! Listen! I knew this was a trap. You're all just animals. No! Bă, da, ăla nu vrea să treacă pe cealaltă parte, că zice că e o capcană. Treci, mă! Suntem la fel ca tine! Ai credere în mine! Bă, du-te, mă, și salvează-l! Du-te! Ok. Pentru papi, hai, dai. Nu, bă, nu ăla! Bă, nu! Dă-mi Killy Willy, dai, hai, dai! Și a dat la che... Mamă! Stop! Aruncat asta! Haide! Bang! Ah, nu mă, mamă, lo. Ce a fost asta? Ok, eu te-a stomacul și au ieșit astea. I knew you'd come back. Știam că o să vin apoi. I planned on abandoning you, Kissy Missy, the scientist, everyone. Și că am plănuit să vă abandonez pe toți. I don't know if Killy Willy is actually gone for good. Nu știu dacă Killy Willy a... Deci, boys, nu știu dacă Killy Willy a dispărut sau o să mai revină. Some things are just worth hanging on to. Ok, îmi pare bine că am revenit, îi spune. Și se iau în brațe. Și aici s-a terminat, boys, videoclipul. Bă, ideea e că acest caracter, Killy Willy, mi se pare mie super, super creepy, frațoși. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția să vedem care-i treaba. Let's go! Ok. Și că probabil ai auzit de cele mai populare jucării de la Playtime. Huggy Wuggy, Kissy Missy and of course. Și Păpușa Poppy. Let's go! Hai să vedem. You may have even heard of some of our other less popular toys. Dar ce că n-am auzit de alte jucării. Ronda Dinosaur Boogiebot. But no one knows about the misfits. Dar nimeni nu știe despre astea care au rămas. Mamă, ce că de proiectele aruncate în foc, de jucăriile de care n-am auzit. Hai să vedem, boys. The Forgotten Toys. Până astăzi, uitați-vă, astea sunt, boi, jucăriile din Poppy Playtime de care noi n-am auzit până acum. Oare cum se numesc astea? Mamă, uitați-vă cum arată. A fost un loc timp. Uite, asta e cunoaște. Killy Willy. Cine sunt ăștia, boys? Blizzy o cheamă pe aia. No mortal humans will ever be able to imprison me forever. I managed to escape my containment. Ok, ăsta zice că a evadat de acolo de la el. Și am venit să vă eliberez și pe voi. În sfârșit. Mamă, deci ăștia erau ținuți aici, boi, uitați-vă ce creaturi. Cu o condiție, stați care o condiție, orice. Trebuie să mă ajutați să-mi distrug inamicii. Ce inamici ai? I'm outnumbered by myself, but us misfit toys working together can finally get our revenge on those who wronged us. Ok, boys, fiți atenți, deci bă, vrea să se alieze și să-l omoare pe Huggy Wuggy și pe Păpușa Poppy, pentru că sunt cu băiatul ăla galben, gen care a fost un om înainte, o să vedeți voi imediat. Bro. Ok, ăsta care arată așa în stil diabolic, nu știu, cu diavolul, cu așa zice că da, se bagă și că îi omoară. Scary Larry îl cheamă pe ăsta, Scary Larry, ok. Mamă, i-a dat ura, ok, l-a eliberat. Ia uite-l, boy, Scary Larry. Well, I don't really care to see more bloodshed, but I'll do anything to get out of this cage. Ok, asta zice că ar face orice să iasă din cușca asta așa cum să-l ajute. Așa că dă-mă jos. Ok, bun, boy, s-a dat-o jos și pe asta. Mamă, uitați-vă la ea și băt. Hopa. Oh, băiatul ăsta vrea să dea înapoi, zice că nu vrea să se bage. Și că nu vreau să mor pe nimeni. Silly Billy îl cheamă pe ăsta. Da, mă, el trebuia să fie înainte Silly Billy. Wow, păi de asta e frere, dar îl cheamă Silly. Și că toți oamenii sunt diabolici și trebuie să-i distrugem, boys.
Și trebuie să distrugem și orice jucărie care li se alătură. Mamă, uitați-vă, boys. Mamă, ce că vreau să-i omor rău de tot. Hai, silly Billy. E singura ta șansă să scapi, bun. Haide, mă, silly Billy. Ok, a revenit și ăsta, uitați-vă la el. Așa-sta echipa și încearcă să-i omoară pe Huggy Wuggy și pe băieți. Pregătiți-vă pentru război. Hai să vedem, boys. Uite, pe ăștia încearcă să-i omoare. Ce e cu camera asta? Maybe not now, but back in the day this place was full of all the brand new toys Playtime Co. had. Ok, spune aici că aici este camera de cadouri și înainte, acum foarte mult timp era plină de jucării. Și că și copiilor le plăcea foarte mult să fie în camera asta. Și ia să aude ceva, boys. Cred că acum aș dă Huggy Wuggy seama că ceva nu e bine. Guys, do you guys. Hear that? Auzi aia? Ce se aude? Maybe Kissy Missy? No. Poate e Kissy Missy, dar chiar, boys, nu mai știu unde e Kissy Missy. Se aude mai tare. Mamă, boys. Aaa, bă, nu, a venit trenulețul ăsta de la începutul jocului, dacă vă aduceți aminte. E doar un tren. Ok, boys. Unde suntem acum? Mamă, uite-o pe... Uite-o pe asta! Bă! Cică, nu vă... Să nu fiți supărați pentru că nu vreau să vă rănesc. Hai că nu vrei să-i rănești. Dar vreau să fiu prietenul vostru. Bă, bă, uitați-vă, îi hipnotizează, boys. Asta e super puterea ei. Putem să fii cei mai buni prieteni. Îi hipnotizează. Trezește-te. Ce s-a întâmplat? N-am timp să-ți explic, fugi. Mamă, deci aia îi hipnotizează, boys. What? Care-i treaba? De ce îi hipnotizează? Uite ce răi ies. Ok, cred că suntem în siguranță acum. Hai că sunteți. Nu pentru mult timp. Psst. Ok, acum explică-l ăștia cum s-au creat aceste creaturi. Uite, deci ăsta trebuia să fie Killy Willy și a ajuns Silly Billy. N-a fost un accident. Aici știți, boys, din clipurile mele trecute. L-au aruncat și s-a făcut Silly Billy, boys. Uitați-vă. După ce l-au închis acolo și l-au făcut Silly Billy. Ia uite, hai să-l vedem aici cum a ieșit. Uitați-vă. Uite-te la el, boys. N-am auzit niciodată de el. Ok, boys, au încercat să vândă jucăria, însă nu le-a ieșit și nu făceau vânzări. Mamă, deci la copii nu le-a plăcut, boys. Deci, bă, dacă nu le plăcea jucăria, i-aruncau la gunoi, what? Mamă. Asta e oribil, pe bune. They thought that if the kids didn't like a lovable goofball, maybe they'd be into one that was evil. Mama, bun, boy. Și după așa, după o văzut că pe băiatul ăsta pe Silly Billy, care teoretic gen farmecul era să fie un fraier, s-o gândit că, bă, poate îl fac pe băiatul ăsta care e diabolic. Uite, ăsta. Nici ăsta nu le-a plăcut la copii, boys, bă. Și după a făcut o pasta. She was supposed hypnotic to be the cuddly one. Ah, și la copii iară nu le-a plăcut, boys. Și așa au ajuns toți trei legați aici, pentru că, na, nu au mers vânzările de jucării. Mamă, man, ce e asta? Asta e oribil, pe bune oribil. Asta e afacerea. Mamă, ce n-aș pasă de la Poppy Playtime. Maybe we could talk to him. Make a truce, help him escape. Ce că poate putem să-i ajutăm să nu știu ce? Nici o șansă. Mama, au venit ăștia, boys, uai! Asta a încercat să se împrietenească cu ei, dar nu merge, nu cred. Am închis aia, mamă. Ai gândit foarte bine, pe bune. Avem nevoie de un plan, fugiți. Mamă, unde e Huggy Wuggy? Boys, unde e Huggy Wuggy, dar chiar... Am uitat de Huggy Wuggy, unde e? Pă bune! Unde-l țin? Foarte ușor, în incinerator.
Bă, unde-i Hagiwagi? Mama, o evadat ăștia, uite-te la ei. Au fugit departe, mamă, ce creepy. Bă, astea sunt mult mai creepy decât astea. Hagiwagi, kissy missy. Mamă, sunt mult mai creepy. Bă, trebuie să fugă de aici. Unde e? Uite-l acolo. Mamă, boys, l-au legat și vor să-l bage acolo. Bă, nu! Mamă, bă, vor să-l bage acolo în foc. Bă, uite pe Kiss, pe Killy Willy și pe Silly Billy, mai știu nici cum îi cheamă. Mamă. Da, trebuie. Pentru că toată lumea, gen toți de aici, boys, au mers în focul ăla, știi, toate jucăriile astea, numai el n-a mers, gen, și vor să-i facă așa un ritual. Ha, 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 nu e deloc amuzant, băi, urâtule. Hai să vedem, mamă, sărăcuțul Huggy Wuggy, boys, nu-i bine. Nu cred că ne văd. Poți să te uiți la grepe cu ăla, poți să atingi orice cu el? Bingo. Da, pe bune. I thought they would do more damage. Now what? We have guests. Go extend them a Killy Willy. Ok, și-o dat seama când ăla a dat aia jos, credea că o să-l omoare, dar l-a omorât și acum i-o zis și că haide să ne uităm. Haide să-i batem pe ăștia. Mamă, ăsta Silly Billy nu știe să se bată. Bate-te, bă, cu ei, fă ceva. Ce că omoară, cum să-i omoare? Ok. Da, trebuie să-i omoară. Hai că-i omoară ăsta. Ah, let's go, du-te-vă, Silly Billy. Iau. De vă rog doar să muriți rapid. Poți zic că nu vrei să faci asta, oprește-te. Mamă, ce-o dat? Ce-o dat tu, nu? Lasă acolo, monstrule. Monster? Yeah, that's right. Oh, l-a făcut monstru, boys, mai chec acum să se emoționeze. Ce, că dacă ne omori, ești un monstru. Pă bune, oh. Așteaptă, mamă, i-o dat una. E un monstru, pă bune. Mamă, Huggy Wuggy, boys, nu. Nu, să... deci de ce-l bagi șucările malefice pe Huggy Wuggy acolo? A venit ăsta. I-a adus aici. De ce încă respiră? Credeam că putem să-i punem în... acolo, la foc, în incinerator. Foarte bună idee. Mamă, boys, nu-i bine. Bă, nu-i bine, boys. Îi punem pe toți acolo, Huggy Wuggy, ai grijă. Mamă, boys. I-a lăsat acolo. L-a pis pe el, boys! L-a pis pe el acolo! Let's go, și-a închis asta! Silly Billy a salvat pe toți! Mamă, și aici s-a terminat. Deci, boys, nu cred că nimeni se aștepta. Deci, cred că nimeni nu se aștepta la finalul ăsta. A fost ceva super, super genial. Deci, bă, eu nu mai știam să-i salveze Silly Billy. Acum urmează să vedem ce s-a întâmplat și cu celelalte păpuși. Și asta veți vedea în următorul episod, când lansează, băiți, următoarea animație. Noi suntem aici. Aici a ajuns poliția la fabrica Poppy Playtime și ei pot să plece. Ei pot să plece. Și aici, boys, când încearcă ei să plece, Huggy Wuggy se transformă în HuggyWuggy.exe. Uitați-vă la chestia asta. Escape? Escape? Evadăm! What's wrong, Huggy? Ce s-a întâmplat, Huggy? Mamă, boys, și acum se transformă, uitați-vă! No, no! Nu, nu, nu! Player! Se întâmplă din nou! Ce se întâmplă? Ce-i chestia aia neagră de pe tine? Ce că pleacă! Mamă, boys, ăsta nu vrea să lase pe Huggy aici, însă ar trebui să plece, pentru că el nu cred că are control asupra na, ce îi se întâmplă. Mamă, man. Boys, ce se întâmplă? Mamă, boys, ce-i asta? Sunt din nou liber. Huggy? Tipul să mori. Bă, cine e ăsta? A intrat poliția. Bă, cine-i ăsta? Ăsta-i Huggy... Ce chestie-i asta? Mama, aveți grijă. Trebuie să plec de aici, fugi, player. Bă, da, boy, s-a transformat în Huggy Wuggy.exe. Ce-i naiba aia? E sigura mea șansă, fugi! Aaaa... Nu cred că am supraviețuit. Aici a ajuns unde sunt jucările abandonate, după cum vedeți. Mama, a picat pe Killy Willy. Mamă, nu-i bine. Ce, că încă trăiești? Da, aproape.
Nu datorită ție. Și că ai meritat-o. Nu mai știți, băieți, dacă v-ați dat episodul de trecut, pe Killy Willy a încercat să-i omoare, însă ei au reușit într-un fel să-l omoare pe Killy Willy, așa se credea. Asta se zici lui Huggy? Cum știi de asta? Mamă, boys, a auzit și el. Mamă, boys, dar care e treaba cu Huggy Wuggy? Și că asta nu e prima dată când îi se întâmplă chestia asta. Ăsta s-a mai transformat în Huggy Wuggy.exe? Ce îi se întâmplă? E o poveste lungă. Then who is he? Someone who has been wronged, and so has wronged in turn. Like all of us here at Playtime Co., he wasn't always evil. Hello? Mamă, boys, fiți atenți, asta că s-a întâmplat ceva, deci a întrebat cine e acolo și ăsta a dat-o și l-a întors. Acum ne arată pe doctorul ăsta, hai să vedem. Asta știți că e șeful lui dacă v-ați dat și alte videoclipuri. Mr. Xavier, mamă, l-o suna bossul boșilor, vai. Domnule, îmi pare rău. Nu știam că o să sunați la ora asta. I promise you, we're working tirelessly, day and night. We just had a bit of a setback is all. Indeed, I heard of the mess you made. Mama, boys, deci acum l-a sunat șeful șefilor la Poppy Playtime, da? Și discută despre de ce ia așa de mult să facă jucării noi, de ce nu design. Și a zis că a avut o mică, dacă vă uitați la primele episoade, și s-a întâmplat așa o mică chestie. A explodat Huggy Wuggy, teoretic. Domnule, o să rezolv totul, dar mai am nevoie de timp. Foarte multe promisiuni ai zis. And I promise you that I'll see you out on the street and will ensure that not a toy maker in the entire world will hire you again. What will you? A zis că cică dacă nu faci design, dacă nu faci o nouă jucărie bună, o să fiu asigurat că o să rămâi pe străzi și că nu o să te mai angajeze nimeni. Mr. Xavier. Ai grijă, Mr. Xavier. Mama, frățior meu, ai grijă, fă ceva. No matter what. Mama, boy, și asta nu voia să eșueze ca să salveze familia, teoretic, de că era cu familia lui. Mama, oamenii mei și de-aia a făcut chestia asta, de-aia a făcut doctorul ăsta asta, nu? Huggy Wuggy. Mama, uitați-vă, uită-l pe Huggy Wuggy, mama. A folosit ceva chestie chimică, o combinație, boys, și a dat lui Huggy Wuggy, cred. Hai să vedem. A luat asta și când să-l mănânce, i-a băgat-o în mână, nu? Aba nu, pe el l-a injectat. S-a injectat cu chestia aia. Ba nu, boys. Oamenii mei, mai știți în primele episoade când Huggy Wuggy l-a omorât pe doctor? Gen, datorită acestui fapt l-a omorât pe doctor și el avea poțiune, avea combinația la el în sânge. Sângele ăsta negru și s-a dus în Huggy. Mamă, și uitați-vă! A fost normal. On stormy nights, just like tonight, X would escape from this factory to wander the city. Mamă, și că de foarte multe ori Huggy Wuggy a scăpat din fabrică și s-a dus să terorizeze orașul. Mamă, boys, dar ce se întâmplă cu el noaptea? Și ce făcea în oraș? Ceva ce admir eu. Mamă, ce că omoră oameni, omora foarte mulți oameni. Mamă, bro. Mamă, asta e ciudat. Nu știi care e cea mai rea parte? Care e cea mai rea parte? Boys, doar nu omorât-o pe nevasta lui doctor, nu? Cred, nu? Sau nu? Huggy Wuggy. Uite, asta e o reclamă la televizor cu Huggy Wuggy, care o să vină în curând, cică. Hai să vedem ce se întâmplă. Mamă, uitați-l, boys, pe Huggy Wuggy.
dragă, ce e aia? Mamă, uite jucăria, Huggy.exe. Bă, o să omoare familia lui doctor? Mamă. A omorât familia doctorului, boys. Ba nu, sau? L-a omorât și pe copil, nu cred. Nu. Mamă, se face milă, boys, nu fa asta, pe bune. Nu fa asta, nu. No. 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 Mamă, și l-a omorât, boys, da, cred că l-a omorât și pe el. Bă, cred că l-a omorât și pe doctor, nu? Bă, pe copil. Sir, we recovered a package inside the facility. Uite. It's just a doll. No sign yet of the missing kid with the red hat. Ah, oamenii mei, copilul a fost dat dispărut. It's not. Sir, you said it's just a doll. Ai zis că e doar o păpușă, nu e doar o păpușă. La ordine dumneavoastră. Shut this place down for good. Get in there. Shoot anything that moves. Yes, sir. Ah, și a zis să se ducă acum rapid la fabrică să vadă care e treaba. Cum și toate chestia astea? X was the one who broke me free. He told me that he wanted to punish Huggy and anyone else he felt was responsible for what happened. I was just a useful tool for his revenge. Deși că Huggy.exe a dat drumul, dar gen boys, Huggy.exe e complet altă persoană în cazul care nu v-ați dat seama, știi? Trebuie să-l oprim. Râde că nu poți să-l oprești. Nu poți să-l oprești. Nimeni nu poate să-l oprească. Ce că te-am învins pe tine, nu? Trebuie să încercăm. Cum am spus. Nu merg niciunde. In fact, I'll relish in the thought. Now, hold still. Ce că a zis, eu nu mă duc, dar dacă vrei să mor, du-te tu, știi ce zic? Ah, l-a aruncat aici că nu-i place de el. Uitați-vă. Mamă, detectivul, ăla pe detectiv. Ce că m-ai prins pe mine, dar n-are ce să-i facă. Ce că o să suferi din cauza faptului... Na, din cauza faptului pe care l-ai făcut. N-ai nicio idee. Mamă, ce o să-i fac lui detectiv? Ai grijă, băi! Player, te-ai reîntors! La fix! Mamă, vrea să-l omoare! Știu ce s-a întâmplat ție, Xavier? Ăsta e doctorul, boys, de fapt! Ăsta e doctorul, dacă nu v-ați dat seama! E doctorul în corpul lui Huggy! Știu că nu e vina ta, mama, acum îi face un... poate face un discurs ăsta motivațional și lasă în pace, hai să vedem! Oprește-te! Mama, îi zici un discurs motivațional că i-ai iubit, că nu vrei să se întâmple asta. Mama, le-am brațe. Îmi pare și mie rău. Mama, că mi-a luat așa de mult să te omor. Și că crezi că o să faci o diferență, pe bune? Nu-mi pasă de tine, uite pistolul acolo. Dar ce e la... Dar ce treabă are pistolul, că nu... O venit aia cu mitraliere la început și nu l-a omorât. Da, player. Aici o să se termine totul. Mamă, și l-a aruncat, cred că l-a aruncat lângă ăsta. O să-i vadă... Boys, o să-i vadă poza. Uite-te la poză. Ce e asta? Știi ce e aia? E familia ta. Poate nu-ți pasă de mine, dar spasă de ei. Don't let it hurt anyone else. Te-ai transformat într-un monstru, să nu mai rănești pe nimeni, mamă. Haggard, te rog iartă-mă. Haggard e Huggy Wuggy, mamă, i s-a transformat la loc, thanks, boys. Player. Mulțumesc, player. You got it. Mamă. Well. Și aici s-a terminat, boys. Bă, a fost o reacție super, super mișto. Am înțeles și am putut. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția. Deci este player, frățiorul nostru aici la Poppy Playtime. Și ci că se întâmplă ceva cu păpușele FNAF. Nu știu, urmează să aflăm. Bun. Hai să vedem ce se întâmplă mai exact. Mamă, ce se întâmplă, boys? E cu tremur? Ok, se sparge totul. Player? Ce se întâmplă? Și că nu sună bine, nu sună bine deloc, omul meu, știi ce zic? Deci acum cred că vin păpușii din FNAF. Și că poate e Huggy Wuggy, hai că Huggy Wuggy e. Guys? Mamă, nu sunt eu, uite-l aici pe Huggy Wuggy, boys. Dar cine e atunci? Ia, cine? Cine e, boys? Mamă. Boys, cine e?
Oh, un miner! Okay, boys, let's move out. Hai să ne mișcăm. Avem mai puțin de 24 de 6 mineri. What? Trebuie să arate locul ăsta perfect. Ah, uitați-vă, boys, e acum, stau așa ne mișcați ca să crede aia că sunt niște păpuși normale. Asta e ciudat, mamă. Bob the Builder. Poți să ne spui ce se întâmplă aici? Ah, you three must be some of the Poppy Playtime toys. The newest additions to the Fazbear Entertainment multiverse. What? Nobody told you? Ia stați, boys. Că se întâmplă ceva. You are now part of the Freddy Fazbear family. Playtime Co. was sitting idle here for years, so the big wigs up at corporate thought it would be the perfect place for a new pizzeria. Wait! Boys! Bă! Au venit ăștia și zice au venit aici constructorii să schimbe fabrica de jucării Poppy Playtime într-o nouă pizzerie Freddy Fazbear din FNAF, pentru că aia Poppy Playtime au vândut compania la aia de la FNAF. Bă, oamenii mei! So this isn't a toy factory anymore? Deci aici nu mai e o dată de jucării până acum. Nu, acum devine o pizzerie de aia ca în FNAF. Se numește Poppy Playtime Mega Pizza. Uitați-vă, merg cum arată! Wow, you guys work fast. Bă, ați fost rapizi. You'll meet the other animatronics soon. Ci că și în curând o să vină și păpușile alea animatronicile. Mamă, și o să vină și păpușii din FNAF. Bă, deci ăștia distrug locul și îl fac o... Uitați-vă, boys. Pun astea peste tot. Uitați-vă, mamă, uite-l pe ăsta. Deci îl fac o... D-asta de pizzerie, uitați-vă. Mamă, bro. Cum e FNAF? Ce tare. Ce, că te joci acum? Come on, everyone. Haide, haide. Acum, deci au făcut totul și ăștia pleacă acum. Bun, am închis ăștia. It's nice to meet you, superstar. Don't call me that. Mamă, bine ai venit aici, voi suntem pe Freddy ăsta din nou joc. I'm so glad to be here with fellow animatronics. Bă, ce de treabă e bata să zic că îmi pare bine că te-am cunoscut, ești un superstar pentru mine. Hai să vedem. My friends sometimes don't play nice with humans after dark. Thanks. Și că îmi pare foarte bine că sunteți păpuși și voi, pentru că prietenii mei nu prea se înțeleg cu oamenii la miezul nopții. Used to be humans before the experiments. Oh no. Și că și noi eram oameni înainte de experimente. Mamă. Mamă, cine e ăsta, boys? Bine ai venit, prieten nou. Cine e ăsta, boys? Scrieți-mi la comentarii dacă știți. Sunt aici pe undeva. Putem să ne distrăm foarte, foarte mult. Bă, dar și-ați de treabă, boys, păpușile. Sunt de treabă. I-a zis că... Mamă, s-a luat... Nu! De ce ai fi făcut chestia asta? Aprinde luminile. Bă, ce s-a întâmplat? De ce s-a ascuns acolo? Au picat luminile, dar ce înseamnă chestia asta? Mr. Sunman? Domnule Sunman? Naughty girl. Naughty girl. Fata rea, fata rea. It's past your bedtime. A trecut ora ta de somn. Mama, acum o fi că ăștia se transformă? You must be punished. Trebuie să fii pedepsită. Mamă! Acum ăștia se transformă, boys, la miezul nopții. Yes, I'm on the last level. Mamă, uite, hai, frățiorul. Ăla se joacă acolo. Ăla se joacă? Mamă, și acum s-a luat curentul. Bă, deci ăștia acum se transformă. Nanny? Cine e Veni? Eu sunt Veni. De unde ai venit tu? Cine ești? Sunt Fanny, Veni. Bă, cine e asta, boys? So you play an instrument or... Te joci, ce faci? I'm more involved in security. Ci că sunt pe partea de securitate. Adică eu mor pe ăștia care nu-ți dai voștri. Foarte tare. Some more vigilant policing force. There's all sorts of crazy things that go on here. Ci că se întâmplă foarte multe chestii aici. Te cred. What is your name? Care-i numele tău? Oh, me? I'm player. Sunt player. Player.
I didn't see that name in the guest registry. Ce că n-am văzut numele ăla pe lista de invitați. Bă, o să-l omoare pe ăsta. Fii atent, o să vrea să-l omoare pe ăsta. Technically I broke in a while back and I just never left. Ce că am intrat. Ce că e o problemă că am intrat prin refracție acum câteva timp și n-am mai plecat deloc. An intruder. Da, mamă, poți să activat asta. Că ci că e cineva ce nu, care nu trebuia să fie acolo. N-avem timp. Hey, wait up. Așteaptă, bă, dar ăștia se transformă noaptea. Se transformă și ăsta. De ce ne grăbim? Ci că prietenii tăi sunt în foarte mare pericol. From what? De ce? Fazbear animatronics? De la voi, gen, de la Fazbear din animatronici? Da. Și că noaptea se schimbă și devin violenți și răi. Și că nu sunt acolo ca să amuze copii, de ce nu sunt de treabă? Și că și tu ești o păpușă și ai omorât oameni. Asta e diferit. Not as sad as ours. Și că eu am omorât oameni pentru că am avut o poveste, o istorie foarte, foarte nașpa. Și asta zice, nu așa de nașpa ca a noastră, dar ce istorie au avut ăștia? Uh-huh. Mama, hai să vedem. Bă, here, ce fac? Ce că deschide-l. Ce că, dar nu mai e ziua mea decât peste 6 luni. Doar deschide-l, hai, deschide-l. A făcut o fotografie. Ochii mei. This is what we came here for. De asta am venit aici. You can use it to momentarily stun people. Yeah, I could tell. Now, where are your friends? Unde sunt prietenii tăi? Bă, ăștia, ăsta încearcă să-i ajute, boi, sau ce credeți? Încearcă să-i ajute sau să-i omoare și el? Uite-o pe asta, pe păpușa Poppy. Mama, ai grijă. Bad children must be found. Copiii răi trebuie să fie găsiți. Băi. Oamenii mei, nu-i bine. Where the heck did he go? Unde naiba s-a dus? Mamă, uite-l aici. Knock, knock, fugi. Ah, ok, boys, le-a făcut o poză cu aparatul ăla. Lumina. Nu-mi place lumina. Ia asta, fraiere. Huggy, ha bă, salvează-o pe păpușa Poppy. Mamă, ce se întâmplă cu fața lui? I'm out of here. Asta fuge de venia asta. Mamă, ce ciudată e asta. See you soon. Mama, nu cuțit. Of course she's evil. Basically every life-size kid's toy becomes a homicidal maniac. Why would an Easter Bunny look like me any different? Nu știu că da, normal că e rea, că toate jucările pe care le-am cunoscut omoară oameni. De ce ar fi fost ea diferită? Pă, bune, poți, toate jucările din asta sunt rele. Mam. Mamă, ce ciudat arată! Ce ciudat pare, oh, mamă, no, uite-l pe ăsta. Cică, nu-i... Mamă, boi, ăsta-i de treabă, a întrebat, cică, nu ești aici să mă mor, nu? Cică, nu, superstar, bă, Freddy, ăsta-i de treabă, bro. Sunt aici să te salvez. Ce se întâmplă cu asta? E cineva acolo? Nu e nimeni acolo. Fanny e acolo. Fanny, yeah, she's invisible to me. Ce că e invizibilă pentru mine, what? There you are. Acolo ești. Bă. Mamă. Bă, el nu o vede pe Fanny, boys, dar Freddy, deci eu nu m-am jucat jocul. Scrieți neapărat la comentarii, Freddy ăsta e personaj bun? Crezi că l-am pierdut? Da, 100%. E personaj bun Freddy ăsta? Take this. Ia asta, mamă. Bă, dar tot îi dă cu aparatul ăsta, de ce mai încearcă, știi, dacă tot îi dă cu aparatul? Uite, au ajuns aici, la locul ăsta. Avem nevoie de un plan. Și că... nu putem să facem niciun plan, trebuie să se facă zi ca să revină alea la normal. Papi, Huggy, s-au întâlnit toți. Și că nu suntem în siguranță. Bă, asta e de treabă, Freddy ăsta. Mamă, uite-i pe ăștia. Au venit amândoi pe o parte, nu? Mamă. Avem un iepure care ne alergă cu un cuțit. Boi, sunt la mijloc, ce fac acum? Ce că sunt prea... Folosește camera aia pentru că sunt prea puternici.
Mamă, ce o să facă poi? Ce o să se întâmple? Destul. Monsters, but we're solving this the Poppy Playtime way. Și că o rezolvăm în stilul Poppy Playtime. Adică cum? Mamă, ok, a dat cu chestia și a dat pe aia jos. Știu cum se simte chestia asta. Și aici s-a terminat, boys. Ăsta a fost un nou episod din animația asta cu Poppy Playtime. Băieți, scrieți la comentarii ce părere ați avut și dacă vreți să continuăm seria asta, pentru că băieții gen scot o animație de asta nouă o dată la câteva zile. O săptămână, maxim două sau ceva de genul. Bun, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iancu și ne vom revedea cu un episod de noi. Vă urez o seară minunată, baftă mâine la școală. V-am papă toți, papa. Să aveți grijă. Și să vedem care-i treaba. Player versus Mami Longlegs Poppy Playtime anime și să vedem care-i treaba. După cum știți, în cazul în care nu v-ați uitat la toată seria, oricum o să fac un episod mai lung, ultima dată erau ei în această fabrică și nu-l găseau pe Huggy Wuggy. Nu știm unde e Huggy Wuggy. Poate o să-l vedem în acest episod. Hai să vedem care-i treaba, let's go. Uitați, vedeți, deci am intrat instant și caută pe Huggy Wuggy. Nu știu unde sunt, nu știu unde e Huggy Wuggy ăsta. Hai să vedem, boys, let's go. O să vedem aici. Ia uite-l, salut. Ce că salut, fratele, stai aici. Ce că credeam că te-am pierdut. Oh, no! Bro. Mami Long, este în spatele ei. Mamă, boys, deci a zis că cică salut, îmi pare foarte bine că v-am văzut, credeam că și eu v-am pierdut. Și ăsta a zis Huggy Wuggy și ăsta face, de ce aveți fețele așa? Parcă ziceți că ați văzut ceva, o fantomă. Ai grijă. Mamă, un nou personaj. Și că a trecut foarte mult timp. Le-a răpit pe Huggy Wuggy. Ai grijă, Huggy! Haide, mergeți, băi! Băi, trebuie să se ducă să salveze de la Mami Longlegs! Duceți-vă, mă, și salvați-l! Bă, dar voi vedeți ce mâini lungi are aia! Unde-l duce? Nu știu! Și că, mamă, băi, aici o să fie ceva mai nașpa! Ea a zis că niciodată n-a mai fost în această parte din fabrică, adică e un loc complet nou! Mă, uitați-vă ce e aici! Pericol, scrie peste tot, danger! Unde-l duce? Și că unde suntem? Ăla e un tren, parcă, boys. Uite-l pe Huggy Wuggy, și că m-a prins. Și că salvați-vă, lăsați-mă pe mine, că m-a prins. Nu, Huggy Wuggy. Bă, l-a luat, boys, l-a luat pe Huggy. Uite-o, bă. Spider. Cântă ceva, boys. Nu. Ce că nu poate să fie ea. Hello, Mommy Longlegs. Salut, micuților. Urmăriți-o pe Mami Longlegs. Veniți după ea, bă. Mami Longlegs? Ce că cine e Mami Longlegs? Ce naiba e chestia aia? Tragedies have happened as a result of her. Where do I even begin? Mamă, deși că din cauza... Asta e foarte veche, Mami Longlegs. Deși că din cauza ei s-au întâmplat foarte multe chestii. Și că trebuie să mergem. Și că nu putem să alergăm după ei, deoarece niciodată nu o să putem să-i ajungem. Da, corect și asta. Da, că noi avem picioarele mici și ale are mari, că e Mami Longlegs, v-ați spus, boys. Și că o să mergem, hai. Intră aici. Bun. Și că nu te îngrijora, Huggy Wuggy, venim noi să te salvăm. Hai să vedem, boys, cum se duce să salveze. Uitați-vă cum merg. Merg pe trenul ăsta. Intră acolo. Mamă, proastă idee. Vă zic să intre acolo, gen. Incredibil. Niciodată n-am văzut chestia asta. Mamă, voi vedeți, ați spus cât de mare e fabrica asta, Poppy Playtime. E gigantică. Looks like this wing of Playtime Co. is still under construction. With changes happening right before our eyes. I don't get it. I thought this place was shut down ages ago. Who's doing all this? Player, I have to tell you something. The one who captured Huggy Wuggy, Mommy Longlegs, she's really dangerous. You have to be careful. Mamă, băi, zice, a zis că cică, în primul rând, eu n-am mai văzut toată partea asta din fabrică și a zis că Player trebuie să zic ceva. Cea care l-a capturat pe Huggy Wuggy, adică Mami Longlegs, e foarte, foarte periculoasă și trebuie neapărat să ai grijă. You're perfect.
Perfect? Ce că ești perfect. Perfect. Cred că perfect să te mănânci aia, zici, că 100%. Too perfect to lose. Ești prea perfect. You're in grave danger. Și că ești prea perfect. Nu știu poți la ce se referea, gen. Ori îi place lui Păpușa Popi de frățiorul player, ori e perfect de haft, știi ce zic. Dar știi că sunt în pericol foarte mare. Și că 100% se uită la tot ce facem. Mamă, ia uite-te cât de mare e, bro. Și că mă bucur foarte mult că ați venit după mine. Știți că a zis ea, hai veniți după Mami Longlegs. Și că cât de mișto a fost că ați folosit trenul. Și că ce vrei de la noi, o să afli. Ai grijă. Și că lui mami asta nu-i plac oaspeții. Mamă, uitați-vă ce încearcă să facă. Da, pot să văd asta. What's that, dearies? Can you speak up? Și că poți să vorbești? Mamă, și că vorbiți mai tare, deoarece vocile voastre micuțe sunt foarte greu de auzit, bă, ce e asta? Dă-l pe Huggy Wuggy înapoi! Și că, mamă, ce șmecher asta, și că dacă nu-l dai pe Huggy Wuggy înapoi, o să-ți pară rău! Și că, ai noroc, deci trenul vostru merge direct la Huggy Wuggy. Din păcate... Da, din păcate nu ați plătit pentru bilete. Așa că... Îmi pare rău, dar cursa voastră se termină aici. Mamă, încearcă să le ia pe ăsta. Ai grijă. Mamă. Nu. Și că îmi place foarte mult să fac chestia asta. E foarte amuzant. Nu m-am mai jucat cu picioarele mele de foarte mult timp, bro. Ce facem acum? Mamă, ce facem acum? Mi-a tăiat mâna și pic în această gaură fără jos. Ultima noastră șansă. Trebuie să meargă pe... Așa. Pe topoganul ăsta. Ok, l-a dus pe al nostru. Și că trebuie să-l găsim pe Huggy Wuggy. Suntem foarte departe de el. Și că continuăm să mergem. We can't give up on him. Oh, chica, Huggy Wuggy niciodată nu ne-a lăsat pe noi. Și nici noi nu putem să lăsăm pe el, corect. Maybe those TVs have a clue. Good idea. Uite niște televizoare, boys, cum e în joc. Where's your remote for this thing? Player, look. Need a hand? Ai nevoie de o mână, uite. I-a dat o nouă mână. Right. Time to put my kindergarten skills to use. Green to green and there. Ok, a apăsat pe ăla. A apăsat pe ăla. Well done, Mr. Player. Well done. I am the CEO of Playtime Co. A pleasure to finally make your acquaintance. Mamă, boys. A pornit televizorul și ăsta, ci că e șeful mare, CEO, șeful mare de la Poppy Playtime. E șeful ăla mare pe care nu știe nimeni. Building towards something amazing. Something you've stumbled onto a bit early, I'm afraid. It's still in development, the details undefined, with things constantly in motion, changing. Take Mommy Longlegs, for example. You know about her? She's trying to kill me and my friends. Can you shut her down? Shut her down? Why, she's one of our finest accomplishments. Mamă, boy, fiți atenți, și a zis tu asta că cică să nu te mai bași peste treaba noastră, pentru că suntem încă în lucru. Și ăsta i-au zis, dar știi de Mami Longlegs, încearcă să-i omoare pe toți. Și face, cum să o omoră, gen, a zis să o omoare pe Mami Longlegs, să o oprească. Și că e unul dintre cele mai de succes produse ale noastre. Și că mai bine o lăsați să facă ce vrea cu voi, bă. Și că sunteți perfecti pentru ea. Bă, și aia a zis că e perfect. Cum adică perfect? De ce toată lumea zice că suntem perfecti? Și că toți n-aveți nicio inimă. Am obosit. I-a pus aici. Mamă, s-a zbuit că au ajuns aici undeva și a zis că cică, în sfârșit am ajuns într-un loc care nu arată ca în coșmarurile mele. Și asta e foarte speriată și face player? Yeah.
Da. Ce e acolo? Cine e ăsta? Ouch! What you do that for? De ce ai făcut asta? Bă, cine e ăsta, boys? You're not evil? Ce, că nu ești rău? Nu. What made you think that? De ce crezi că sunt rău? Sorry, it's just that everything in this place is always trying to eat us. Și că îmi pare rău că am făcut asta, dar toate locurile din loc, toate chestiile din locul ăsta încearcă să ne mănânce. L-a luat pe ăla, boys, la mami Loglegs. Ma. Bine ați venit. Și că ați picat fix în capcana mea. Mamă, la fel ca muștele pe un propus de paianjen. Dă-ni înapoi. Și că dă-ni pe Hagiwagi înapoi sau să se întâmple ceva. Și faci asta, dacă nu ce? Ce o să se întâmple? Ori player o să te bată dacă nu ne-l dai. Nu-i așa? Și că nu știu ce să zic. Nu știu dacă pot să mă bat cu ea. Player, fii mai curajos! Mamă! Foarte bună încercare! A apăsat pe o chestie. L-a zis pe Hagiwagi, nu? A zis, stați puțin, băi, că nu prea înțeleg la ce se referă. Și că l-a zis pe Hagiwagi, nu? Acum o să-i primiți pe toți pe care îi puteți, gen, o să-i primiți toți Hagiwagi. Cum adică sunt mai mulți? Bro! Uitați-vă, boys! Bă, sunt prea mulți! Aici o să murim, nu? Nu o să muriți! Întotdeauna trebuie să vină ceva să ne salveze. Bă, uitați-vă la ei! Câți îs! Bro! Hello? Anybody there? Cineva e aici? I-a mâncat ăla. Lasă-mă în pace, mamă. Wow. Aici sunt toți, boys. E și păpușa, e și Hagiwagi. Toți sunt aici. Sunt închiși aici, probabil. Mamă, uite-o pasta. Iară, mă, pasta. Ce, că vrei să pleci și nici măcar nu mi-ai dat un pupic? Lasă-ne în pace. Nu ne mai jucăm jocurile tale. Da, pe bune. Și că doar am început cu jocurile mele. Hai să începem, let's go. Bun. Unde ea? Mamă. Ok, salut acolo. Nu credeai că locuiești singură. Vorbește cu player ăla. Ia uite-l pe ăsta, mamă. Nu mă atinge. Mamă, boys, mami o să ne spună o poveste de înainte de culcare. Bun, deci probabil o să ne povestească care e istoria ei. Mamă, ce că... Și că să nu plângi. Și că ești în siguranță acum. Doar relaxează-te, mamă, bro. Hai să vedem cine a fost mami Longlegs, boys, let's go. Ok, Molly, you ready for your first day of high school? Și că Molly, asta e prima ta zi de liceu. Bă, asta a fost mami Longlegs. Deci, nu știu, sunt chiar foarte curios, trebuie să mă uit la tot. Deci asta e maică să știți că Molly, bine ai venit la prima ta zi de liceu. I got so tall over the break. We're all gonna think I'm a weirdo. Și că toată lumea o să creadă că sunt ciudată, deoarece m-am înălțat foarte mult. Bro, da, nu pare așa înaltă, nu? Mamă, și are și o păpușă cu Poppy. Mom, stop! Și că, mamă, oprește-te. Sunt foarte bătrână pentru păpuși. Și că ia păpușa cu tine. Ok, for me. Și că pentru mine. Bine, hai, o iau. Hai să mergem, băi, să vedem care-i treaba. Love you. Ce că te iubesc, papa. Mamă, deși lui asta nu-i place la școală. Hai să vedem. Ca de obicei, adică la toată lumea. Voi să vedeți că toată lumea e cu acea sentiment pe care îl împar și eu și Molly. Mamă. Ce că poftim? Oh my god, guys, look! I told you Bigfoot was a woman and she goes to our high school. What an honor. It's just a growth spurt.
No. Football players have growth spurts. You straight up mutated. Mamă, băi, ăștia, astea fac mișto, sunt niște bully și fac mișto de aia că e mutantă. Dar pui si cât dă la, cât alea, nu e așa de înaltă. Mai înaltă decât astea, clar, că astea sunt la jumătate și de da. Încă te joci cu păpuși. Bro! Iar o păpușa! Păpușa Poppy. Her legs are too long for her body. Molly long legs. Ah, și astea fac mișto de ea și ei, ele i-au pus numele Molly Long Legs, așa îi se zicea gen, pentru că avea picioarele lungi. Molly Long Legs. Mamă, bro. Mai târziu ciudată, ne vede mai târziu ciudată. Au făcut mișto de ea. Stai, stai să vezi că se face mami Lori și mănâncă pe toate. What? Ia uite. Your legs are long for a high schooler, but not for a volleyballer. I can't do sports. A lot of people think that till they try. Come by the gym today after school, okay? Bun, boys, deci ăsta e profesorul de sport sau cineva și i-a zis că și că picioarele tale sunt lungi, însă nu sunt la fel de lungi pentru un jucător de volei. Așa că ai vino că pare așa potrivit să joci volei. Și că vino după școală la sală. Bun, poate se duce, ia uite-o. Ok, o face jucătoare de volei. Ce că o să fiu proastă la asta. Just give it all you got. I'll set it for you. Bun, și că încearcă să dai tot ce ai mai bun. Băi, e bine, nu? Sau nu? Genial! Ești naturală! Ce că sunt în echipă? Da, ești în echipă! Bun, băi, zice, a băgat-o în echipa de volei a școlii! Mamă, și acum e meciul, let's go! Gimnaziu, let's go! Ia, uite-le și pe, uite-le și pe oftica de la astea. Oh, ce stau ele acolo! Hai să vedem, ia uitați-vă, boys, la volei. Aia stă pe bară, încă n-a intrat. Mamă! Deci... ce, că te pun înăuntru? Acum? Îi zicea long legs și că să nu mă... să nu mă dezamăgești, a zis că s-a accidentat cineva. Hai să vedem. Hai, Molly, hai, bă! Bro! Mamă, s-a făcut... iară se face de râs, bro. Asta iară râde ea, bă. Astea trei. Molly, așteaptă. Mama a plecat de aici. Ce pot să plângă și a plecat de aici. Ce poveste tristă. Astea arăt ca proastele. Râde ea. Și ce face, boys? Cum ajunge mami long legs? Molly, cina. Lasă-mă în pace. Băi, a zis și lui Mike că s-a luat în pace, bă. S-a enervat. Ok, ziua carierelor. Asta a salutat-o, dar nu l-a băgat în seamă. Hey, nice doll. Aha, I know. It's stupid. Just leave me alone. If Poppy Playtime's stupid, so am I. Name... A venit iară fraierul ăsta de doctor, bă, bă, ăsta i-a făcut pe toți, man. I-a făcut pe Huggy Wuggy, a făcut-o pe Kissy Missy și acum urmează să o transforme și pe ea într-o jucărie, gen, și i-a zis că zic că ai o jucărie foarte mișto, pentru că e de la Poppy Playtime și aia a crezut că face mișto. Xavier, și că sunt un inginer la fabrica de jucării Playtime. Și că faptul că crezi jucărie e un job? Da, pe bune. I'm barely 18. Playtime Co hired me right out of high school. Și că are 18 ani, nu pare de 18 ani. Poți sure. Să mă angajezi și pe mine? We can start you on the assembly line. Hey, Molly, come check this out. Mamă, deci proful de sport zice, vino aici la mine să arăt ceva, dar asta cred că o să stea cu doctorul ăsta, că ăsta afraiește pe toată lumea. I'm in. Uite, să te înăuntru, bun. S-a angajat la Playtime Co. Hai să vedem ce o să facă, bro. Ah, e la fabrica de jucării. Oh, no, I ruined it. That's way better than my first try. You'll master it in no time. Mamă, boys, de ce a făcut jucăria aia asamblat-o, gen? Adică arată nașpa, dar e foarte bine pentru prima dată. A zis și asta că e mult mai bine decât prima dată când a prima dată lui. You really think so? Și că crezi că sunt bună la asta, da. You've got the one thing we can't teach, Molly. You want to see kids happy. Și că vrei să vezi copii fericiți. Ia ce face. A, de tot încearcă să facă o jucărie. Is it good? E ok? Mai bine decât bună. Mamă, boys. Are you crying? What did I say? No,
no, it's okay. I've never been good at something before. Ok, boys, deci fiți atenți. El a zis că face jucările foarte bune și a început să plângă pentru că până acum n-a mai fost bună la nimica și nimeni nu i-a mai zis că e bună la nimica. Însă șmecherul ăsta, bro, face intenționat așa, știi ce zic, are el un plan. Și că obișnuiește-te, mamă, uitați-vă și face jucării. Face jucării, ia uite. Playtime Co. Angajații lunii. Bro, îi face ceva, îi face ceva asta. Where are you going? Și că unde te duci? Every day they select two employees of the same month. We gotta celebrate. Trebuie să celebrăm. I-a zis că trebuie să celebrăm. Putem să celebrăm? This awesome sushi place. Your girlfriend? Yeah. You'll get along great. Oh, you went to the same school. Babe, what's taking so long? Mamă, boys, ce s-a întâmplat atât aici, boys. Deci, frățelul Xavier i-a zis că cică, bai, să mergem să ne distrăm, gen să sărbătorim faptul că am fost aleși angajații lunii pentru două luni la rând. Și o să mergem împreună cu prietena mea la un magazin de sushi. Și uitați-vă, boys, cine e prietena lui, bă, e fix aia care dădea ei bully în general, în liceu. Cheryl? Cheryl? No. Oh god, this can't be happening. Nu se întâmplă chestia asta, mamă. Și acum chiar că o să se împiedice. Chico, stă pici acolo, bro, stă pici chestia. A picat acolo. Ce se întâmplă? Așa s-a transformat. Mamă. A intrat acolo și a ieșit așa. Las că acum mai face un Cheryl în felul. Ce că sunt o ciudată? No. Ce că numai din cauza ta s-a întâmplat asta. Nu poți să fugi, mamă. Ok. Xavier, ajută-mă. Molly, calmează-te și lasă-mi iubita să plece. Ce că bine să te ajutăm. Cred. I'm coming. Hai, vino, hai că vine. Avem un cod roșu, vino aici. Bă, dar voi realizați, bă, ce era în lichidul ăla de a transformat-o, într-o dasta, într-o jucărie mutant. Gen, oare ce țin ăia, bă, acolo la fabrică? Ia uite-ți, bă, boi, s-a dat loc la tot. Ce că-mi pare rău. Apară pentru tot. Hai, fratele zeu. Hai, pa, pa. Ai, că da, nu ți-a părut. Cică, cine are picioare lungi acum, Cheryl? Molly, hai să vedem, stop. Molly. Oprește-te, dacă o împuși că 100% o să simtă ceva. If I'm that disposable, don't hesitate. You're not. I. What are you waiting for? Cică, pentru ce așa, Xavier, trage. Îmi pare rău. A tras în ea. Bro. Seal the door. Și că închide ușa. Închide ușa acum. Mama, au scăpat ambii, boys. Și acolo a rămas aia. Mamă, și acum râde. Și asta, boy. Hai să vedem. Mamă, uite-o pe asta, bro. Ok. Ajutor. Hai să vedem, boys. L-a luat pe player, mamă. Struggling only makes it worse, sweetie. Just relax and let go. Mamă, boys, deci mami Logles l-a luat pe player asta și începe să-l strângă și a zis că în momentul în care îl strânge e totul mai ușor, așa că să nu se mai zbată și să accepte că o să moară. Dar nu cred că o să moară. Ci că nu o să mai ai respirație în câteva minute, bro. Și după toate o să fie liniște peste tot. Mamă, boi, și-a venit cineva aici. Opa, mami Longlegs, vină de unde te ascunzi. Cred că asta e Daddy Longlegs. Ia uite, s-a speriat, boi. Ci că nu te poți ascunde de mine. Bro, l-a lăsat acolo. Cine-i cealaltă voce? Poate să mă știe cineva? Bro, ia uite-l. Where are you? Ci că unde ești? Mamă, man. Yes, you're close. Ești aproape. Poți să te miros.
Bro, deci ăsta o caută pe Mami Longlegs. Bro, ia uite, păpușa papi, hai, salvează-l, salvează-l. Hai, vino, vino. Hai, fugi, frățiorul. Okay. Ești ok? You. Te-am prins. Just try and keep it down. That thing can hear better than we can. Mamă, deci știi că să nu vorbești tare, deoarece chestia aia poate să audă mai bine decât auzim noi. What is that thing? Ce-i chestia aia? Well, you met Mommy Longlegs. Wanna take a guess? Și că ai întâlnit-o pe Mommy Longlegs. Ghice și nici celălalt, e Daddy Longlegs. Daddy Longlegs? Mhm. Da, ăla e. Care-i treaba cu el? Let me get you out of here first. Și că o să-ți povesti ce-i cu el, dar prima dată hai să te... It's like a rock. Deci boys a zis că imediat o să-ți povestesc, de prima dată să te scot de aici. Bun, l-a scos. Let's go. Bun. Let's hope he didn't. Auzit, auzit, boys. Fugi! Fugi de aici! Uite-l, boys. Mamă, ăsta e... What? Ce urât e, seamănă cu Kiri Willy. We gotta rescue Huggy from Mommy Longlegs before Daddy catches up with us. Chica, trebuie să-l ajutăm pe Huggy, gen să le eliberăm de la Mommy Longlegs înainte să ne prindă ălălalt, știi? Și trebuie să mergem încet ca să nu ne audă. Are they married? Chica, no sunt way. Căsătoriți? Nu. They hate each other. Chica, se urăsc unul pe altul. Xavier made Daddy Longlegs to keep Mommy company. But since male spiders are smaller, he came out tiny. Mommy picked on him to no end. She hated being a monster. And now she finally had someone to take her anger out on. Mamă, boys, deci fiți atenți, știți pe doctorul ăla Xavier, care i-a făcut pe toți așa, boys, efectiv, el s-a gândit să mai facă încă un paianjen de ăsta, să-l facă pe Daddy Longlegs, ca să îi țină companie lui asta, știți, boys, însă asta era foarte, foarte nervoasă pentru că s-a transformat în monstru și a găsit pe cine să-și toarne furia și îl teroriza pe ăsta pentru că era mai mic decât ea, îl teroriza pe Daddy Longlegs, uitați-vă, nașpa, dar vine de ce mai nașpa? He discovered a dangerous serum the engineers had cooked up. Tell me he didn't. Mamă, și că într-o noapte în care Mommy Longlegs îl căuta pe ăsta, a descoperit ceva cameră din fabrică, unde după cum vedeți boys, acolo e un lichid super ciudat și bănesc că a sărit în el. Of course he did. Și a sărit în el, boys. Și s-a transformat în Daddy Longlegs. Mamă, și de când a sărit în ăla, el s-a transformat în ăla mai șmecher și acum o urmărește pe Mommy Longlegs ca să o moare. Și că o vrea pe aia să moare. Și noi o vrem. Și că n-ar trebui să fim tovarăși, pentru că amândoi avem ceva cu Mommy Longlegs. Daddy Longlegs is a sadistic maniac who loves seeing people squirm. You can't reason with him. Și că nu putem, pentru că el vrea ca toată lumea să moară. Tot ce putem e să fugim. E un maniac, mamă! Where do we go now? Unde mergem acum? Merge acolo, let's go. Bă, uitați-vă la el. Chica, Blair, bă! Alunec, bă! Nu! Boys! A mâncat-o pe păpușa papi. Here's my chance, while he's digesting. Asta e șansa mea să fug. Bă, dar păpușa papi, bro! Delicious. Delicious. Dar nu cred că am murit, boys. Nu sper că n-am murit. Trebuie să găsi... Și că trebuie să o salvez. Dar ce, aia n-a murit? Nu mai era el în corp? Gen, n-a mâncat-o pe bune? Și că trebuie să-l ajut, trebuie să-l elibereze pe Huggy, boys, ca după să o elibereze și pe Poppy. Mamă, uite. A ajuns aproape, mamă. Da, tot instinctul meu spune să nu merg acolo, dar o să merg. Hai să vedem, boys. Unde naiba e ea? Tot se aude. Trebuie doar să salvezi pe Huggy Wuggy, cât poate să fie de greu. Unde ești? Tell me where Huggy Wuggy is. Bă, i-a zis și că Mommy Longlegs le spune unde e Huggy Wuggy și ea-l mănâncă acum pe Huggy Wuggy. Bro, ups, nu. Oh, poor baby. Chica. Oh, no, no friends to rescue you this time. Chica, oh, sărăcuțule, de acum nu te poate ajuta nimeni.
Stai înapoi. Asta e tot ce ai, mamă. O să-l mănânce și pe el. O să-l mănânce și pe el, boys. Ce că n-ai niciun plan de scăpare. O să-l mănânce și pe el. Sunt foarte dezamăgită. Știi că îmi place să mă joc cu mâncarea mea, boys. O să-l prinde și pe el. Mamă, fugi, frățior, fugi. Chica, fugi, hai. I've been dying to hunt something. Chica, abia așteptam să vânești ceva. Mamă, boys, asta vrea să-l vâneze. Unde ești, micuțule? Micuțule, ce faci? Fă ceva, fugi. Fugi. Chica, iubesc surprizele. Fugi, frățiorul. Opa, Daddy Longlegs, sunt înapoi. Ah, boys, uitați-vă la schema lui ăsta. Deci, i-a zis lui Daddy Longlegs să vină înapoi, gen, pentru că acum o să vină și mami și o să se bată ei doi și el o să scape. Chica, niciodată n-am mai întâlnit pe cineva așa de disperat ca să fie mâncat. O să vedeți despre asta. Chica, deja am înghițit-o pe prietena ta. Chica, crezi că pe bune ai o șansă în fața mea? Ia, uite, nu. But she might. Dar ea poate are. Tu, mama, acum se bat. Chica, 20 de cu la preț de una. Acum se bat șmecherii, boys. Chica, pleacă din calea mea. Asta e al meu, vreau să-l mănânc eu. Mamă, el e în teritoriul meu. Bă, deci, boys, ăștia se bat. Cine să-l mănânce pe player? Teritoriul tău, auzi? These tunnels are mine. Tunelurile astea sunt ale mele. Ai venit aici ca un bum. Cică, încă mă tratezi ca și cum aș fi mai micuț decât tine. Dar s-a schimbat lucrurile. Dacă vrei să... Și că dacă vrei să plec, o să trebuiască să mă obligi să o fac. Mamă, bro. Ce o să facă? Bine. Nu mi-e frică de tine! Mamă, bro, dar ăla-i de trei ori cât e acum, adică... Fugi! Sper să meargă. Mamă, uite, se bate. Și că... Ok, deci ăsta ține cu mami Longlegs ca să-l bată pe ăsta ca să iasă Poppy. Hai să vedem. Dar nu cred că are vreo șansă. You always did have a killer left hook. Ce că întotdeauna ai avut un instinct de criminal, un instinct de criminal. Da. You haven't seen anything yet. N-ai văzut nimic până acum. L-a mușcat, boy, se bat acum, uitați-vă. Mamă, se bat. Mamă. Uitați-vă ce se bat, bro. Is that all you got? Yeah, tot ce poți? Mamă, uitați-vă ce s-a bătut. De ce nu vii și afli? Ce că nu mă simt așa de bine. Now I'll claim the territory I so richly deserve. Mamă, și a zis că, uite, de ce asta a leșinat, boi? Și a zis că știam întotdeauna că e slabă și acum o să-ți iau teritoriul. Hai să vedem. A picat și el, au picat amândoi. Player, frățiorul, fă ceva. Ia uite și mă, Poppy, let's go. Ești ok? Barely. Da, aproape. Ce s-a întâmplat? You were trapped in Daddy Longlegs' stomach. Luckily, mommy cut you an exit. Ah, boy, deci mommy Longlegs i-a tăiat stomacul ăla și asta a ieșit. Mommy and Daddy Longlegs defeated. Oh, I wish Huggy Wuggy was here to see this. Chica, mamă, bravo, player, i-ai bătut și pe mommy noi și pe Daddy Longlegs. Ai bătut doi dintr-o lovitură. Aș fi vrut ca Huggy Wuggy să vină aici și să fie. People would subscribe to the channel. Do you know that only 12% of our viewers are? Acum, boys, zice să te abonezi la canal. Ia uite, Buggy Wuggy! Buggy could come back. That's good, cause I am! La, uite-l, boys! A revenit și Buggy Wuggy! You did it, player! Ai făcut-o, player! Deci Daddy și Mami Longlegs au plecat, bravo, băi! No, no! Ăsta că se mișcă, nu! Și urmează, boys, urmează. O să vedem care a fost istoria lui MommyLonglegs.exe. O să dăm drumul și la subtitrare. Hai să vedem care-i treaba. O să facem totul să fie bine. Hai să vedem. Bun, asta e Mommy Longlegs. Cred că a ajuns așa după ce s-a bătut cu Daddy Longlegs, dacă vă aduceți aminte din episodul trecut. Ok. You were supposed to keep the interlopers out of the factory's restricted areas. Now they're running around willy-nilly, pilfering trade secrets, no doubt. Someone needs to be punished.
Ok, boys, ia uitați, deci ăsta care e șeful de la Poppy Playtime, de la fabrică, a zis că Chica Hoppa a eșuat. Tu trebuia să îi omori pe ea sau să-i ții afară sau să faci ceva cu ei, să-i faci să sufere, adică pe, pe Kissy Missy, pe Huggy Wuggy, pe Pusha Poppy Player, pe toți ăștia, și a eșuat. Acum ăia se plimbă ca și cum să le ia acasă prin fabrică, află secrete și ajung în locuri unde nu trebuiau să ajungă până acum și trebuie să fii pedepsită. Deci Mami Long Legs o să fie pedepsită, boys. Uite-o, mamă, man. Mamă, ok, o electrocutează. Te rog, te rog. Te rog, nu mă răni. Am încercat și mai bine. Parcă mi-e și bine de a, dar am uitat că vrea să-i mănânce pe ai noștri, știi ce zic? Și că poate ai dreptate. Your best will never be good enough, Mommy Longlegs. Mamă, cică, cea mai bună versiune a ta niciodată nu o să fie neajuns de bună, Mommy Longlegs. Nu contează cât de mult încerci. Ok, și o să-i dea o poțiune, o să-i dea siringa aia și o să zic hai să te facem altcineva, să încerci altcineva pentru tine. Și cred că o să se transforme în Mommy Longlegs.exe. Nu, nu, te rog, nu, ok. Ce faci? Ok. O să doară doar puțin. Mamă, deci dacă acum te doare, gândește-te că ce o să vină după o să fie o agonie. A înțepat-o. Bro, se transformă. Se transformă. Boy, se transformă. Mamă, uite-o. Cică, de ce încă reziști? Mamă, boys, deci uitați-vă, ăla i-a dat prin siringa aia un fel de spirit de-asta care vorbește cu ea și încearcă să intre în corpul ei. Cică, eu nu vreau chestia asta, te rog, lasă-mă în pace. Te rog, lasă-mă în pace, pleacă. Prea târziu. Cică, poți să-ți văd amintirile. Deci a băgat fantoma aia în ea într-un fel și poate să vadă tot. Cică, știu că ai nevoie. Îi zice, știu că ai nevoie de mine ca să-l bați pe Daddy Longlegs și ca să fii mai puternică. Trebuie să ai nevoie de mine. Mamă, uite, boys, acum arată istoria cum s-a creat ea Mami Longlegs. Uite, cum a picat ea aici și s-a creat. Ce că oprește-te. Nu mă cunoști. Eu sunt tu. Sunt totul. Totul ce ai nevoie. Ai nevoie de mine ca să supraviețuiești. Mamă, boys, o să intre în ea și o să facă Mami Longlegs, spun texte. Și că poți să mă accepti și o să devii tot ce vrei să devii. O să fii puternic, o să ai totul. Sau poți să mori aici. Ca o pagubă, ciște, o replică. Bine. Bine. Acum o să intre în ea. Boys, și se formează Mami Longlegs.exe. Ireal. Așa de multă putere, bro. Uitați-vă la ea, man. Ireal. S-a creat Mami Longlegs.exe. Nu vine să cred. Uite, m-a spart pereții. Mamă. Ce că e necontrolată. Trebuie să o mor? Nu. E perfectă. Find the interlopers. Și că Mami Longlegs găsește aia, intrușii. Huggy Wuggy și băiatul ăla. Omoară-i. Mamă. Cu plăcere. Mamă, let's go, băi. Mamă, nu știu cum o să scape ăștia acum, boys. Vă spun sincer, nu vreau să fiu negativist sau ceva de genul, dar nu cred că mi-au vreo șansă. Și că îmi pare foarte bine că a scăpat de Mami Longlegs. Și toate datorită ție. Unde e Pusha Papi? A, ci că papi s-a dus să se culce undeva. A trebuit să mergem la ea. Aș putea să dorm un an. Good thing the dangerous stuff's over. Wait, what was that? This place is old. Must have been a pipe settling. Ok, boys, acum vine ăsta player, a zis că haide să mergem să ne odihnim, gen, pentru că lucrurile periculoase au trecut. Și a zis ce s-a auzit adineauri. Huggy Wuggy a zis că e un loc abandonat și poate a fost ceva de la o țeavă, dar de fapt e Mami Longlegs.exe. E sigur? Yikes! Run! Fugi, bro!
Și că nu are rost să fugiți, drăguților. Mamă, bro! Și că e spatele nostru. Fugi! Fugi! Bro! Ok, ăia au reușit să o fraierească și s-au băgat aici în baie. Bun, i-a trecut pe lângă, ați văzut? Și că glumești? Trebuie să ne ascundem neapărat. Ma! Și că player Huggy, unde sunteți? Și că trebuie să oprim puțin. O zis că putem să o oprim cumva, cum? Dar lasă. E prea periculos. Cum opriți, bro? Trebuie să opriți. Unde sunteți? Spune, cum să oprim? In case he needed to reverse the effects. I'm getting closer. Mamă, boys. Aia zice că se apropie din ce în ce mai mult și Huggy Wuggy a zis că doctorul Xavier ăla, terminatul ăla care i-a făcut pe toți așa păpuși, a făcut un antidot pentru în momentul în care o creatură se transformă în punct X, adică are antidotul X, gen dacă îi dă acel antidot, ea revine la normal. Știi ce zic? V-ați prins. Du-te acolo și că trebuie neapărat să găsim acel antidot. Mamă, l-a prins. Oh, și-a fraierit-o. Bun, ăștia deja au plecat. Uitați-vă, au plecat prin ventilație. Trebuie să ducă să ia antidotul. Uite la toate chestiile astea ciudate. Deci, boys, aici sunt foarte multe poțiuni de astea serumuri, adică poate să te omoare, poate să te facă un monstru, poate să-ți ia pila de pe tine dacă te ating, adică sunt foarte, foarte periculoase. Și uite, antidotul! Antiserum X! Ci că e sigur că vrei să-l folosești deoarece efectele secundare ar putea să fie foarte, foarte nașpa. Hey. That's good news for us. Ci că dacă omoară e foarte bine. Whatever you say. Cum zici tu? Dar chiar, Huggy Wuggy, de ce zici că și ce dacă sunt efecte secundare? Că e pe mami long legs care trebuie să moară până la urmă. Uite, pune de la mamă, dar să nu cumva... Mamă, să aveți grijă, bă, să aibă grijă cu ăsta. Hai, du-te, frățiorul. Trebuie să vină și trebuie să arunce pe ea. Ia uite-o. Aruncă! Aruncă! Dă-i! Dă-i serumul! Hooray! Direct hit! Fix în cap! Uite, bro! A mers! A mers! Let's go! No! Puterea mea! Not what I expected. Bro, dar n-am murit! Nu am murit! Acum sunt două! Și că puteți să mergem împreună? Bro, acum sunt două, man! Nu, l-a prins pe Huggy Wuggy! Lasă-l în pace, bro! Don't worry about me, player! Chica, nu-ți fă griji! Run while you still can! Chica, nu te îngrijora, du-te și găsește-o pe papi și fugi cât poți! Run! Fugi! Ma! A fugit! Huggy! No! I need a way to save him! Am nevoie de o cale să salvez. Trebuie să găsească ceva, o armă, ceva să-l salveze. Mamă, uitați-vă. Ceva, orice. Ai putea să vorbești cu Huggy Wuggy. Ia uși-o pe păpușa Poppy. Fugi cât timp poți. Nu era păpușa Poppy, boi, era mami long legs. Pleacă de aici, de lângă mine. Nu sunt aici. I'll never be good enough for these people. So I'm throwing in the towel. If you want to follow me, I won't attack you. Could be your only chance to be rid of this place. Mamă, boys. Mami Longlegs vrea să plece. Hai să zic că dacă vrea, poate să le ia pe player cu ea, că nu o să le rănească. Vrea să plece pentru că ea nu o să fie niciodată bună să omoare oameni sau ceva de genul, după cum i-a zis și ăla, că nu e bună de nimic și toate chestiile astea. Și că nu, trebuie să-mi protejez prietenul. You shouldn't run away from this either. Nici tu n-a trebuit să fugi. That evil thing came from you. It fed on all your bad stuff. Insecurities, anger, shame, you name it. So?
So if you leave, the bad parts of you will keep growing and growing until they bust out of this factory and swallow everything. Is that really something you're cool with? Mamă, boi, să zici, știi că, că nu, nici nu ar trebui să pleci, pentru că chestia aia pe care ai creat-o e într-un fel, sunt toate frustrările tale, ești tu ce, în cea mai rea varianta ta și dacă nu o să oprească nimeni, o să crească, o să iasă din fabrică și o să atace toată lumea, toată planeta. Mamă, boi, deci nu cred că Mami Longlegs o să colaboreze cu ei și o să reușească, o să se pretenească. Mamă, bro, lasă-mă pe Huggy Wuggy. Așa de mult efort pentru ce? Mamă, bro. Ce că ești al meu acum. Ia, uite, bro, let's go! Atacă! Ha! Ia să vă văd, mamă, ce a dat, hai mă! Oh, a picat toate alea pe ea! Bro! Oficial! A reușit oficial, ești ok? Da! Bun, băie și fete, și urmează totodată continuarea. Băi, eu nu mă așteptam în momentul în care am pornit episodul, nu mă așteptam ca Mami Longlegs să schimbe taberele și să fie de partea binelui. E bine, băie și fete, vă aștept în curând la un nou episod din această serie, pentru că e foarte, foarte interesant și devine din ce în ce mai tare. Până atunci, eu am fost Marius, acum uitați neapărat să vă abonați. Haideți să începem, să vedem ce se întâmplă pe bune. Let's go! Ok, deci aici este Daddy Longlegs care mănâncă foarte... Opa, a venit poliția! A venit poliția la fabrica! La fabrica Playtime! I want every inch of this place thoroughly searched. No mistakes, no excuses. Bro, nu cred! În sfârșit a venit poliția la fabrica Poppy Playtime. A auzit Daddy Longlegs, a zis băiatul ăla să vină toată lumea pe aici și să se uite tare, să vadă că care-i treaba. Și uitați-vă că... And time is of the essence. Now come on. Move. Ok, deci zice că îl căutăm pe băiatul ăsta. Ok. Nu știu care-i treaba, boys. Nu știu cine-i ăsta. Ăsta din postă. Boys, o fi că ăsta e Daddy Longlegs, gen varianta lui, varianta lui omenească. Hai să vedem. Cică, nu te îngrijora, partenere, o să te găsesc și o să te scot din locul ăsta. Bă, fică, Daddy Longlegs a fost partenerul polițist? Nu cred, uitați-l. Ia auzi-l pe player. Cică, crezi că ai Daddy Longlegs? Probabil. Well, I'm not waiting around to find out for sure. Let's hop on one of these trains and get out of here. Are you okay. sure that's a great idea? We have no clue where they're going. Got a better idea? Ok, ăsta a zis să meargă în trenul ăla, să iasă naiba odată din fabrica asta și a zis să nu mergem pentru că nu știm unde se duc. Ai o idee mai bună? Nu, n-am. Hai să mergem. Hopa, boys, vine trenul. Mamă. Mamă, boys, deci, bă, da, ăsta după ce că vine poliția după el, tot vrea să îi omoare pe ăștia. Ok, deci am plecat cu trenul, boys. As cramped as it is in the, Patty Longbottom Memorial train car, we should be safe here. Ok, boys, deci acum ei se află în Patty Longbottom Memorial Train Car. Asta este făcută în memoria lui băiatul ăsta. Băiatul ăsta, boys, că e Daddy Longlegs. Hai să-i aflăm istoria. E sigur? Asta se uită undeva, păpușa Poppy. Uite-te sus, fraiere! Mama, uite-l pe Daddy Longlegs! Merge foarte, foarte rapid! Ci că trebuie neapărat să folosim ceva. Player Papi. Player Papi, vine, bine v-am găsit, acum că o să vă mănânc. Stai înapoi. Mamă, bro, ok. Aruncă cu jucării de el, bro. My turn. Oh! Deja pot să vă gust. Dă-mi altceva să arunc. Ci că numai... Băi, aruncați cu ceva să nu muriți. Tu ești apetitul. Ia, ce face asta? Oprește trenul. Ce inteligent a fost. A oprit trenul și l-a dus în față. Bravo. That only bought us a little time. Gotta find a way to put him down permanently.
Și că trebuie să găsim o cale să-l punem jos de tot pe ăsta, pe Daddy Longlegs, pentru că nu putem să fugim la nesfârșit de el, are dreptate. Ai vreo idee? Nu. But I have a feeling we'll find something in there. Și că cred că o să găsim ceva aici. Aici sunt la arhive, boys, adică istoria lui fiecare. Hai să vedem. Daddy Longlegs wasn't always like that. Let's find out who he used to be. Ok, deci aici se țin toate, gen, sunt dosarele tuturor oamenilor care au venit de la această fabrică și care au lucrat aici. Și acum o să vedem cine era pe bune Daddy Longlegs, știi? Adică că nu era un monstru dintotdeauna. Se uită acum prin arhive, trebuie să găsească, boys. Trebuie să găsească, să vedem care-i treaba. Here's that Daddy Longbottom guy again. Ia uite. Could he be Daddy Longlegs? Poate băiatul ăsta e Daddy Longlegs. As far as these files are concerned, he just showed up one day out of nowhere. I'm sorry, okay. When are you all opening? I have a job interview to get to and... No tours till Monday. What do you want? It's me, Paddy Longbottom. Hear about the job? Ok, boys, deci băiatul ăsta a apărut aici deodată. Efectiv, a venit aici la fabrică și a zis că cheamă Paddy Longbottom și că este aici pentru un interviu la un job. Deci se angaja aici. Hai să vedem. Ok. Sit down, Mr. Longbottom. Ia uite-l, mă. Iară, boys, iară doctorul ăla. Stai jos, Dr. Siever. It's an honor, sir. Este o onoare. Interesting. Asta e interesant. Not a lot of people on the outside know who I am. I'm just a huge fan of your work. You're kind of why I applied here. You're an inspiration to toy makers everywhere. Yeah, let's see. Ok, boys, deci a zis că nu prea mulți oameni mă cunosc, a zis Dr. Xavier, nu prea mulți oameni care lucrează aici și l-a întrebat de unde mă cunosc și el a zis că sunteți un mare idol pentru mine, sunteți un mare idol pentru oricine care încearcă să creeze jucării. Mamă, uitați-vă, boys, are aici un trofeu cu cea mai sigură fabrică de jucării. Hai că fix asta e cea mai sigură fabrică de jucării. That's good, right? I'm clean as a whistle. A zis că am încercat să te verificăm și n-am găsit absolut nimica. Ce că n-au găsit nimic despre tine. Work experience, spouse, kids. It's like you don't exist. E ca și cum n-ai exista. Mi-a zis că n-ai fost la nicio școală, n-ai lucrat niciunde, n-ai copii, n-ai prietenă, n-ai nevastă, n-ai nimica. Is that a problem? E vreo problemă? To do anything for Playtime Co, Mr. Longbottom. And I do mean anything. Și că ești pregătit să faci totul pentru Playtime Co, pentru această fabrică de jucării și am zis pe bune totul. Gladly, sir. Da. Mamă, deci ăsta e perfect, boys. Ăsta e perfect să-l, cum îi zice, să-l iei și să-l faci jucărie, știi, zic. Da, sunt omul tău. It's actually great that you don't exist. Și că e perfect că nu existi. V-am zis, boys, e perfect, știi ce zic. Boys, mi-am dat seama, fiți atenți, deci mi-am dat seama despre ce-i vorba, fiți atenți. A zis că nu există, el nu există, deci ăștia s-au uitat și zice, băi, ești ca un suspect pentru că nu existi. Însă, la început, nu a zis polițistul că e partenerul lui. Deci, boys, ăsta e un polițist sub acoperire care a venit aici, 100% asta. Ascultați aici la mine, fiți atenți că m-am prins acum, merge și mie capul pe la urmă, știți, hai să vedem. Deci uite, e aici la fabrică, deci fiți atenți, băi, de nu așa se întâmplă. Și că asta e greu. Dar totul o să fie bine, hopa. Deci uite, se uită la fotografia asta cu copiii lui. Uite. Ce faci acolo, Longbottom? Nimica? Așa sunt copiii tăi? Sunt foarte drăguți. Și că nu, n-am niciun copil. Păi și de ce te uiți la poza aia? N-am familie. Și că ții o poză cu alți copii la tine în buzunar? Nu știu dacă sunt alți copii, că era și poza lui acolo. Sunt un fotograf. Uitați-vă, boys, e panicat, cred că ăsta, doctorul o să-și dea seama că e ceva putred la băiatul ăsta, că e panicat. Uh-huh. Well, I got good news for you. Am foarte... Oh, yeah? I've decided to move you to a more exciting project. Mama, cică, am vești foarte bune pentru tine și am decis să te ducem într-o nouă zonă, la un nou proiect, să-l facă jucărie. Wow, what is all this? Ce e asta? Classified. Just stir until it's nice and smooth. Got it? Hai că aici totul e clasificat și doar să amestece aici. Uitați-vă cum amestecă. Îl împinge, boys. Perfect. Îl împinge și îl face Daddy Longlegs.
ochii pe trofeu. Avem tot felul de accidente aici. Violence there. Mi-ar părea rău să cazi acolo și l-am împins acolo, boys. Ce s-a întâmplat? Patty a picat și a devenit Daddy Longlegs, da. Ia, uite-l că vine. Trebuie să fugim. If you want to get in, be my guest, but I'm out of here. Asta zici că dacă vrei să uiți la toată povestea, faci ce vrei, dar eu plec de aici, neapărat. Fu și tu. Cei că nu poți să fugi pentru eternitate, aici e și corect, adică. Totul să fie... Totul să se oprească la un moment dat. Oh, ăștia-s polițiștii! Nu te mișca! Polițiștii! Nu trageți! Ei nu sunt monștri, boys! Cred că e o salvată în sfârșit. Ei sunt victime. Poți să ne ajută. Le-a zis pe băiatul ăsta? Da, cred că frățiorul e puțin mai mare decât în poza aia. Uite-te. His real name's John. He's my partner. And he's been missing since last year. V-am zis, boys, băi. Băi, și mă jur că nu m-am uitat înainte la videoclip. V-am zis, băi, deci fix cum am zis eu a fost că ăsta pe ăsta îl cheamă John, de fapt, și este partenerul lui. Și a fost dat în dispariție de anul trecut. Ia uite. New Playtime Co. is up to no good. But to bring the company down, we needed proof. We needed an inside man. Mamă, aveam nevoie de un om înăuntru, gen, ca să doboare compania. Toată lumea știa că e ceva nașpa acolo, dar n-aveau dovezi și l-o băga pe ăsta. John s-a voluntariat. Trebuia să știu că nu e... One week on the job, he sends us a report about some weird goo they have him staring. Then he drops off the map. You live in this factory. Does my story ring any bells? Deci a zis că i-a trimis după o săptămână un raport despre niște chestii ciudate care au loc acolo și după peste o săptămână a fost dat dispărut. Ia uite-l. Well, just one very large bell. What are you saying? Ia uite, boys, cheie acum, ia uite, o să-l vadă pe partenerul lui și vreau să facă nimica. Ia uite-l. Ți-ai dat seama? No. It can't be. Nu poți să fii tu. You're almost there. Ești so close to the answer. Ești aproape de răspuns. Brută, stai, ăsta nu vrea să fie prieten cu polițistul, vrea să-l omoare? John. Ding ding ding. Ding ding ding. Ladies and gentlemen, we have a winner. Avem un... What happened to you? Ce ți s-a întâmplat? Ages going over the details. Or I could demonstrate. No! A zis că cică pot să stau ani întregi să-ți explic ce mi s-a întâmplat sau pot să-ți demonstrez, adică să-l mănânce. Gata jocul. Timpul să mâncăm. Nu, nu fa asta. Ceacă de ei, mamă. Cică ai încercat bine, da, mă gândeam și eu, băi, și le arată poza cu copii și zicea, hopa, ce să vezi, nu... mă înmoi și nu mai sunt așa de rău, însă ci că nu merge. La fel ca și tine, hai! Gândește la familia ta! Bro! Daddy Longlegs l-a omorât. Bro, a murit detectivul, nu cred. Ce tragedie! Mai avea doar 2 săptămâni și se pensiona. Dar nu cred că a murit, boys. Rest in peace. Uite, nu cred că a murit. N-a murit. Îmi pare rău, partenere. Boys, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Deci m-a lăsat așa, știi ce zic? Nu înțeleg ce s-a întâmplat. S-au împrietenit acolo jos sau care-i treaba, bro, pentru că totul s-a terminat așa deodată. Ei bine, băieți și fete, cam atât a fost cu acest episod. Sincer, finalul ăsta m-a lăsat așa, abia aștept să văd următorul clip. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și dacă facem multe like-uri când apare următorul clip, facem direct reacție. V-am pupat pe toți, vă urez o seară minunată, baftă mâine la școală, să aveți grijă de voi, pa, pa!